Salutare! Bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului Indodi. Noi ne-am adunat astăzi să vorbim despre următoarele patru capitole din cartea lui David Friedman, Mașinăria Libertății. Capitolele numindu-se Înțelegerea pozitivă a drepturilor, Eșec de piață, un argument pro și contra guvernului, Anarhia și legile eficiente și ultimul capitol, Status quo, economii de scală și problema stabilității. Înainte de a intra în detalii, o să vă aducem aminte că jos sub video se găsește un buton de like pe care vă rugăm să-l apăsați acum ca să ne faceți și pe noi fericiți. Nu cerem mult, un like acolo. We're so easy to please. Așa. Alături de butonul de like o să găsiți un buton de subscribe în caz că vreți să stați la curent cu ce alte videouri mai postăm. Și un clopoțel alături în caz că chiar vreți să stați la concurent, nu doar așa la nivel declarativ, adică să vă și spune YouTube ce se întâmplă. De asemenea, jos în descriere, dacă vă uitați în timpul live-ului, o să dați peste niște întrebări. La acele întrebări încercăm să răspundem în această seară. Dacă vă uitați după aceea, o să găsiți și niște timestamp-uri care să vă trimită direct la întrebarea respectivă. Tot jos în descriere mai găsiți niște link-uri către locurile unde mai puteți găsi prezența Indodi pe internetul ăsta mare și vast și de asemenea niște link-uri utile, zicem noi, de Patreon, Crypto, unde puteți să ne susțineți financiar proiectul. Mulțumim pe această cale celor care o fac deja. Primul capitol. Din această seară, Friedman reia teoria lui Hobbes, anume, domne, în stare de natură, oamenii se omoară unul pe alții rapid, viața lor e scurtă și brutală, e sinistră și uitându-ne în jurul nostru vedem că totuși nu este chiar așa. Ce se întâmplă? Pentru că nu mai ești în stare de natură. Dar totuși, chiar dacă nu ești în stare de natură, da? Să zicem că avem acel rege super tare care ne civilizează, ce îi face pe soldații din jurul acelui rege care, să zicem că doarme, de ce nu îl omoară când doarme, de ce o uniformă sau o anumită poziție în structura ierarhică a acelui stat, toate aceste, să zicem, adaosuri de civilizație, îi determină pe oameni să acționeze în mod diferit față de starea de natură. Friedman zice că, domnule, totuși există acest Schelling, punct Schelling, da? În care Până să ajungem la răspunsul lui Friedman, să explicităm puțin obiecțiile, că sunt... Eu vreau să ajung la concluzii. Sunt un pic, nu, obiecțiile împotriva stării de natură a lui Hobbes, că și soluția presupusă de el, bine, aici Friedman mi se pare că face un pic o, cum îi spune, o magie de asta așa din degete și învârte un cuvânt, că Hobbes totuși presupune un rege atot puternic. Da. Numai Dumnezeu e atât puternic. True that. Ori dacă regele ăla are nevoie de somn și soldații lui ar putea să-l omoare în somn, nu știu, nu prea se mai califică la chestia asta. Acum noi spunem, da, un rege e totuși uman și normal că trebuie să doarmă. Dar nu știu dacă se califică. Și chiar dacă ar fi treaz, dar vin trei soldați mai hărmărăi și totul omoară. Nu trebuie să fie să doarmă în somn. Ideea e de ce îl ascultă. Exact. Poate fi un fel de Iohannis, știi, da. De ce îl ascultă? Păi dacă e Iohannis, trebuie să-l asculți ca să... Nu știu, poate odată e la mult timp zice ceva. Da, de ce, practic, de ce ierarhia asta care spune Hobbes că s-ar extrage din seva acestui rege, totuși, de ce i-ar civiliza pe oamenii ăia care înainte erau dispuși să se războiască cu toată lumea? Astea sunt întrebările lui. Ultima întrebare este, de ce s-a dus Marea Britanie să-și apere niște insule la Polul Sud?
La, da, e vorba de războiul din insulele Falkland. Da. Dar cred că merge și cazul Ucraina, nu? De exemplu, Nu prea, nu prea. Crimea, de ce e mai mare Crimea? Păi nu prea merge cu Crimea, că n-au făcut nimic atunci. Dacă nu, în sens că rușii s-au dus să... Nu și-au luat. Nu, este că insulele Falkland sunt niște chestii mici și tocmai și ăștia, Marea Britanie, a făcut un efort extraordinar de mare. Și ăștia nu au făcut, disproporționat. Nu a fost, nu a fost chiar așa, rușii nu. Cine? Mai așteptăm să vedem. N-au murit 100.000 de oameni, e posibil să și-a rog de tot. Cu Crimea, nu. A, cu, acum cu războiul? Da, pe asta sunt costuri, nu? A, da, dar Ucraina nu este... Poți răspunde că estimate, știi? Că așteptăm să zic, așteptăm să iasă balanța contabilă. Da. Plus că Ucraina nu sunt 3 cioturi de pământ la Polul Sud, știi? Ucraina totuși e... Nu, Crimea. Păi la Crimea n-a fost război. Deci în 2014 cu Crimea n-a fost război. Nu, și ca să fie asemănător, ar fi trebuit ca Rusia, dacă avea pretenția pe ei, în momentul în care Crimea ajungea în altă parte decât la ei, pe loc atunci să se ducă să să îndrepte, nu să aștepte, să salineze planetele. De fapt, dacă stăm să ne pui, nu s-a dus, dar dacă stăm să ne gândim, de fapt, ceea ce spune Alex acum este fix motivul pentru care anexarea curentă a Crimeei ridică semne de întrebare. Pentru că, exact, nu s-a respectat acest punct Schelling. Noi am mai vorbit un pic despre punctele Schelling, a adus el vorba despre punctele Schelling în capitolul precedent. Capitolul precedent spunea în felul următor, că dacă... ai doi oameni care trebuie să se întâlnească undeva în oraș, fără să-și vorbească, ei știu că trebuie să se întâlnească. Știu că nu au voie să vorbească, dar e în interesul lor foarte mare să se întâlnească. Nu știu la ce oră și nu știu unde, dar cumva ei știu cine, cine e interlocutorul lor. Deci cumva, dacă se întâlnesc, dacă se văd, se recunosc. E, și întrebarea se pune unde să se ducă acești oameni și la ce oră? Și caută la ce oră? Da. Valorile cât mai distincte, nu unice, care să poată identifica locul și ora ca fiind foarte separate. Dacă... De ce mă duc la ora aia? Pentru că e... Dacă există unic, un asemenea loc în oraș, e posibil ca el să existe. Ca acest punct să existe. E la fel de posibil ca acest punct să nu existe. Mm-hmm. Revenim. Așa, am revenit. O să facem un experiment pe view. Dacă, să vedem dacă în București, între acești patru oameni, există un Schelling point. Ok, ma? Good point. Practic, o să scriem fiecare pe hârtiuță și la sfârșit ce vedem, cine unde ce-a scris. Unde ne întâlnim, la ce oră? Unde ne întâlnim și la ce oră? În București? În București. Hai, prea ușor. Când? Duminică sau? Nu contează. Ei, nu mai introduc informații. Tu nu trebuie mâine. Să spun aici. Da. Mâine. Mâine în București. Mâine? Când e sâmbătă. Da, da, lasă mâine. Mâine în București. Ok, gata. Poftim. Eu mi-am scris locul. Păturește, nu? E ok, e acoperit. Foarte ok. Se vede. Locul și timpul, și ora, nu? Da, locul și ora. Bine, stai puțin. Eu vreau scăpând de punctul ăsta și el încă m-am apropiat. Gata, scrie. Da, uite, dacă ești cu un inspector ANAF, care punctul Schelling? La cimitir. Da, exact. Este undeva sub... sub asta lui. Putem să le punem aici? Este o varză de... Să vedem
dacă există vreun punct de link sau nu. Sunt curios. Hai să vedem. Nimic. Sunt ești oameni care să cunosc. Pus deoparte. Deci, ora am nu am nimerit-o. Niciunul? Niciunul, wow. Dar suntem la o oră distanță unii față de ceilalți, apropo. Așteptăm, okay. Costel, și interesant este asta, Costel și cu Gabi se vor întâlni, okay, dacă se așteaptă la o oră. Eu și cu Alex ne vom întâlni, dacă ne așteptăm la o oră. Împreună însă, toți patru nu putem, nu putem să ne întâlnim, nu, la Vlaicu și noi la universitate. Nu, ce libertă e. Nu ne întâlnim cu adevărat, că kilometru zero nu este la universitate. Eu cred că ai derutat tu, Vali, când ai zis mâine, pentru că dacă îl lăsai, puneau toți patru Vlaicu, știi? Nu. Nu. Deci chiar am o nu, eu nu mi-am schimbat opțiunea. Adică nu mi-am schimbat opțiunea nici că a șoptit Alex înainte. Asta era opțiunea mea de la început. Dacă era marțea, că vă dădea prin cap și vouă că e ce ne-a plăcut. Ce am descoperit, da, probabil, dar ce am descoperit și gândindu-mă la asta, o strategie de a găsi punctul sharing ușor. Când dă el un exemplu de numere. Da. Primul număr care îți vine în cap, fără să te gândești prea mult la întrebare, ăla tinde să fie. Mm-hmm. Adică deci, în momentul în care începi să te gândești, complici în momentul în care începi să te gândești, te nu mai ești lângă el. 1984. Uite, de exemplu, dă el un exemplu de un șir de numere aici în carte. 2, 5, 9, 25, 69, 73, 82, 100, 126 și 150. Și trebuie găsit un punct sharing între aceste numere. Aici demonstrează că de fapt zona sharing, punctul sharing este de fapt subiectivă. Treaba. Pentru că niște matematicieni se duc la numărul prim 2. Pentru că e unic. E unic. Care? 2. Este un singur număr prim care este par. Da. Și cel mai mult se duc la numărul 100, că e rotund și frumos și curat. Și eu m-am dus la numărul 100. Tot la fel, pentru că e rotund, frumos și curat. Adică atunci când mi-am pus problema care dintre numere să le aleg, 100 l-am ales la prima mână, așa, și chiar mă bucuram când am constatat că el începe să vorbească de numărul 100. Am zis, wow, l-am găsit, și după aia mi-a dat în cap că nu, de fapt, e subiectiv. Ce are 100? Ce e? E rotund. Sare în ochi. Nu mă gândeam, 126. Socialiști aleg 1917, conservatori 1776. E vorba dintre numerele astea. Așa, dacă putem alege orice numere, aș fi ales 12 și am oricum că nu o să-l aleagă nimeni. Dar între oameni, și mai ales în relații de conflictuale și cum totuși avem o relație de bună vecinătate, acest punct sharing se realizează, domnule, la cât de mult te poți tu, la ce nivel te poți tu pune împotriva mea în cazul în care eu încerc să te agresez sau să fac ceva rău. Și Friedman aici dă un exemplu cu un vecin care se hotărăște, el, mă, de ce să mă mai duc eu cu gunoiul la groapa de gunoi? Ia să-l arunc în spate la vecin. Și îi spune vecinul, vezi că o să încep să arunc gunoiul meu la tine în curte, dar fii atent aici, facem o afacere. Arunc gunoiul la tine, îmi dai tu mie $5 și să vezi că ești în profit, pentru că dacă te-ai duce la autorități, îi depune plângere și până o să vină ăia, să determine. Asta e adevărat. O să fie costul mai mare. Ai sărit un pas. Știu, da, am scurtat-o. Păi da, dar problema e de ce $5, că și aia e o lege, că altfel nu ești în profit. Costă $10 ca să te duci.
Ca să se ducă el, să ducă gunoiul. Deci dacă vecinul mi aruncă gunoiul la mine în curte, costurile ca eu să am grijă și de gunoiul ăsta aruncat, în plus pentru mine sunt de $10. De asta el îmi oferă 5 ca să iasă situația avantajoasă, să-mi zici că băi, uite, nu ți le arunc dacă îmi dai 5. Păi tine oricum te costă 10 dacă ți le arunc. Da. Așa că te șantajez un pic, nu ți le arunc dacă îmi dai 5. Asta face statul. Deci nu poate să întindă, ne simțește. Îți spune taxe, reglementări, cât să te să-ți fie acru așa să te opui. Deci lasă mai bine plătim astea și... Îți faci calcul. Da. E, și prima spune, dom'le, vecinul victimă nu o să accepte lucrul ăsta, știi, vede că e o aberație ce propune vecinul lui și o să se ducă la avocat, la poliție. Mă rog, aici armele sunt astea, știi, nu o să-i dea în cap cu toporul din prima, să zicem că e chestie civilizată. Așa, chiar dacă costurile sunt mari, sute mii de dolari, tocmai pentru a spune tuturor celor care vor mai încerca să facă figuri, sau chiar vecinului dacă mai încearcă altă dată să facă faze similare, care e punctul shelling la el. No, da, stai, că e punctul shelling, ne dăm seama după aia de el. Ideea e că faptul că omul ăsta se apucă să facă ceva complet ilogic din punct de vedere economic, da? Non-rațional din punct de vedere economic, să cheltuie, să mobilizeze resurse, să cheltuie mulți bani, timp, ca să rezolve problema asta pe care teoretic ar putea o rezolva cu 5 dolari. Cu 10 dolari. Nu, cu 5 dolari. Cu 5 dolari, da, corect. I-a venit oferta. Cu 5 dolari, exact, corect. Da. Pe care teoretic ar putea o rezolva cu 5 dolari. Ne arată faptul că omul respectiv crede, adică în afara tărâmului raționalității, crede că are dreptul să nu fie șantajat cu această aruncare de gunoi nici măcar pentru 5 dolari. Deci crede că are dreptul să nu aibă gunoiul ăstuia la el în curte, orice ar fi. Da, ok. De aici eu vreau să vă întreb că e momentul. Cum să împacă chestia asta cu ce a zis el în alte capitole înainte, în care zicea că o să reiasă regulile pentru care există un preț. O să apară din piață. Unii o să vrea să păstreze niște chestii, unii o să vrea să schimbe niște lucruri și o să-și facă niște negocieri și cine plătește mai bine, practic, își... Alea sunt chestii voluntare, alea sunt chestii... Revine asupra acestei discuții într-unul dintre capitole următoare pe care le studiem astăzi, mai precis ăla cu status quo, economiile de scară și deci revenim acolo. Nu, da, și commitmentul ăsta e tot ăsta e pointul întregului capitol, că așa selectez că exact în capitolul tău spune că nu a luat în calcul, că la atunci când a făcut acea analiză nu a luat în calcul status quo. Deci cum zice el, E o strategie de angajament. Positive account of rights, ăsta ar fi... De aici ne dăm seama, uite, că omul ăsta crede că are drepturi. Da. Deci el pierdea dacă i-arunca la gunoi 10 dolari? 10, da. Dacă i-arunca gunoi, pierdea 10 dolari. De să mai iucă și gunoiul ăla, dincolo de ce plătea. Da. Ah, ce șmecher, da. Să fac o ofertă, 5 dolari și îți duc eu. De fapt... El îi crea problema și... Ca statul, eu ce zic? Da. Păi, statul nu zice că îți îmi dai 5 dolari. Statul spune că să e gratuit. Da, taxele sunt taxe și părțile gratuite sunt gratuite. Spune că e cinstit. Că e... Nu. Deci e mult mai convolută treaba cu statul. Deci tu faci contribuții după aia. Voluntare. Deci îți dă ceva gratuit, după care trebuie să fii taxat, pentru că cineva îți mai făcea alea? Plus că nu le-ai folosit deja? Da, nu cred că folosesc argumentul. Cred că nici statul nu prea folosește. Dacă tu îi da bodyguard-ii lui cărturarii, nu cred că acceptă că e cu exceție.
Dar argumentul lui e că e nevoie de coerciția asta, că altfel n-ai drumuri, n-ai ai copii de sculți, ai nu știu ce. Păi mai jos, la sfârșitul nu capitolului ăsta. Nu e așa mainstream teza că taxele sunt voluntare. E admit că e coerciție. Doar că nu putem altfel. Vrei să mergi pe stradă? Păi aș cam vrea. Păi. Ana Fucă spune în presa mainstream să se, oamenii să se conformeze voluntar. Să coopereze. În sensul, în sensul ăsta, să coopereze. Să coopereze în coerciție. Da, da, nu în sensul că sunt voluntare. Dar cuvântul coerciție chiar nu l-am auzit, chiar dacă... Zicem... Și o să-l auzi vreodată? O să-l auzi? Deci... Nu, o să-l auzi în articole academice scrise de stângi. Așa. Dar, da, e nevoie de coerciție. Coerciție. Dar în vorbirea curentă, în presa mainstream, nu o să auzi coerciție niciodată. Sau chiar dacă folosesc coerciție, n-are sensul ăla ca pentru libertarien de agresiune, știi, de... Nu, coerciție e ca și cum zicem noi folosirea violenței pentru a un bine cu... impune principiul non-agresiunii și defensiv, știi, adică da. A, o, obligație bună, zic așa. Dar nu, furt. Și asta e strategia de angajament pe care vecinul ăsta și-o asumă, iar, iar către stat el de fapt zice, domnule, ok, a către actorul ăsta din societate eu nu mai mi-asum o astfel de... Bine, de fapt, strategie. De fapt, de ce este o strategie de angajament și de ce, unde e punctul? Care e punctul Schelling pe ideea asta? Este fapt, este dat de faptul că și șantajistul în sine, pentru că se pune vorba, ok, tu te duci până în pânzele albe ca să nu-ți verse ăla gunoiul și nici să nu răspunzi la șantaj. Da, avem principii, nu negociem cu teroriștii, da? Dar că și ăsta tot un fel de punct Schelling ar putea fi. Dar întrebarea este, ok, ce îl împiedică pe celălalt, pe șantajist, să meargă și el până în pânzele albe ca să-ți arunce gunoiul acolo? Și răspunsul este, păi, punctul Schelling e de fapt dat de faptul că până și șantajistul îți acceptă poziția. Pentru că dacă el ar fi pe partea de la primire, nici el n-ar da banul. Asta e. Dar nu, nu că asta seamănă prea moral ce ai zis tu. Nu, cred că nu, tocmai forță, că nu e o forță. Problemă de moralitate de aici. De forță, da, așa nu e o problemă de moralitate. De asta și zice păi, el puțin, că nu e că tinde, nu, dacă el ar avea forță că poate nu mai să la discuții nu. Și el, deci șantajistul, da, nu crede că trebuie că care rațiunea economică și șantajistul, eu nu vreau și șantajistul are dreptul, da, aha, exact, okay. Are credința că nimeni n-are dreptul să-i arunce gunoi pe proprietatea lui. Da, dar credința asta sună moral, a moralitate. E moral asta. E moral. Crede ceva. Nu, Friedman are valori. Vedere doar un echilibru de forță, știi? Noi ne dăm seama că dacă ne batem, ieșim juliți. Asta e raționamentul. Da. Nu e că ne gândim că nu e bine să ne lovim. Da. Nu, nu. Știu că asta șantajistul. Nu, ăla este echilibru. Ăla este echilibru la care se ajunge. Credința, punctul Schelling, e că ne batem dacă ne încălcăm drepturile. Credința este că avem aceste drepturi. Punctul Schelling este că ne batem până la moarte ca să ni le apărăm. Mă rog, unii nu prea, dar așa. Și echilibru este dat de faptul că ne aplicăm, ne luăm angajamentul și știm că fiecare își ia angajamentul. Faptul că fiecare își ia angajamentul către acest punct Schelling întreținut în comun, sună mai neutru, ce ne zicea. Dă echilibru de forță respectiv. Deci, așa cum toată lumea a scris pe hârtia asta el la Plaicu, toată lumea voi adică doi. Am avut o credință, știi? Așa? Da. Așa și vecinii ăștia doi au o credință că bă, e posibil că asta să vină cu tancurile pe aici ca să-și apere poziția. Da, ăsta e motivul pentru care ăla nu aruncă. Plus că e mai ieftin. Bă, $10 mai bine mă duc eu cu noi. Da, a zis bine Vali că se poate întinde și ăla, așa cum se întinde și statul. Știi? Asta e o problemă. Pentru oameni, că ei zic, hai că cât să întind. Se întinde. S-a mai întins și se va mai întinde. Se întinde. Și norma a fost să se întindă. Norma a fost asta, se întindă. Asta este și motivul ca să luăm la sărim un pic la finalul capitolului. Exact, ăsta este motivul pentru care aperi un punct Schelling. Pentru că dacă nu-l mai aperi, nu mai e un punct Schelling care poate fi apărat.
De asta s-a dus Marea Britanie să apere insulele Falkland. Și-au pus, și-au riscat toată flota pe care o aveau la vremea respectivă, și-au riscat prestigiu, onoarea, tot. Da, dar pot spune că ei protejează mai mult decât gardul ăla. O vedere mai mult. Păi da, era... Teritoriul, el apără de fapt... Principiul, de fapt. Era principiul teritorialității. Nu, apără toată Marea Britanie, știi? Da. Da, exact, exact. Da, da, exact. Ca așa sună, exact cum zicea și Virina, mai bine în Moscova, știi? Da. Da, era mai ieftin să... Îi luai niște sute de oameni de acolo, îi aduceai în Marea Britanie... La hotel. Eu asta sugeram cu Rusia. Putea să ia pe aia din Crimea, dar nu știu ce, ia. Dar nu, ce vor să transmite e că nu te pui cu noi, știi? Nu. Da, da, de asta, de asta ziceam că e punctul în care s-a greșit. Adică faptul că ăsta nu este un punct Schelling acceptat este dat de întârzierea pe care a avut-o Rusia. Adică așa cum am spus și Alex, rușii trebuiau, dacă țineau neapărat la Crimea, păi trebuiau să o anexeze din secunda în care s-a desființat URSS-ul. Și atunci toată lumea ar fi zis, da, e a lor, știu, am înțeles, e a lor. Au sărit de la început. Au zăpăciți, erau. Da. Da. Aie, ai fost zăpăcit, sorry. De ce? Deci asta să creează echilibru, cred că asta e... E acea strategie de angajare, deci un semnal. Semnalizezi nu virtutea, ci lipsa de virtute, dacă te calcă pe coadă celălalt. Și așa se creează, se generează drepturile. Știi? Deci nu trebuie să avem o lege morală deasupra noastră, e pur și simplu un echilibru. Că... Și din cauza asta Hobbes, zice Friedman, nu avea dreptate. Nu avem nevoie de unul sus undeva care să ne... impună civilizație, ci putem peer-to-peer. Da, da, că asta e provocarea, asta e disputa între minarhie și... Da, da, avem nevoie de Schelling. Păi uite că apare și... E ok, a găsit punctele, le-a teoretizat, după aia... Lăsat în pace. Oricum, intuitiv vorbind, societățile fără stat primitive, el face referire la Coman, la indienii Comanche, au găsit aceste puncte, că s-au organizat într-o societate și fără... Fără să știe engleză. Yeah? Fără să știe engleză. Ok, perfect. Fără să-l citească pe Hobbes să știe că trebuie să pună un, să pună un lege acolo. Plus că statul caută punctul G, nu punctul Schelling. Dar el zice că de asemenea Hobbes avea dreptate, eu aici cred că e prea, cum să spun, concede prea mult. Dar ceea ce zice el, măcar e că sistemul propus de Hobbes este compatibil cu descrierea lumii da, de ce avea dreptate? Din puncte Schelling. De ce zice că, păi că zice că e posibil, că nu e imposibil. Asta zice, că sistemul propus de el totuși e posibil. Păi e real, din moment privind, e real. Din punct de vedere al punctelor Schelling. Atâta doar că și Gabi adusese vorba de asta mai înainte, atâta doar că trebuie să ții cont de faptul că în acest sistem punctul Schelling este că noi avem drepturi, dar acceptăm ca agenții statului să le încalce toată ziua, bună ziua. Da, e concesia asta. Știi? E o formă de angajament. Știi? E o structură de angajament, da. Adică cooperezi. Mie mi se pare că... Adică mor cu Alex de gât, scuze, ca să, dacă îmi fură ceva, dar dacă Alex îmi arată că e de la ANAF, da, te rog, o cafeluță. E punctul ceva. Da, nu fiți prea, nu fiți prea dur, mulțumesc. Ce vrei să zici? Mie mi se pare că susținerea echilibrului în societate pe puncte din astea funcționează extraordinar când ai... actanți echilibrați între ei. Normal că clanul Cutare și cu clanul Cutare din Islanda, povestea care îi place lui, se ținea un echilibru, nu erau multe conflicte, mai murea câte cineva, îi zicea pe nume, era ceva important. De ce contează chestia asta? Că ai de multe ori situații în care nu sunt echilibrate forțele. Și
calculând așa un punct din ăsta, o să fie să plătești relația oamenilor cu statul. Da? Dar asta nu, asta nu înseamnă că dacă nu vezi violență în, în societate, lucrurile sunt corecte. Da, asta e, există, așa, există violență. Ideea adică ai, cum... Da, da, aici, aici aș răspunde faptul că Friedman zice că nu e o explicație, nu e o propunere morală și nu e o explicație morală. E, el cu chestiile astea doar încearcă să explice azizul corect. De ce respectăm linia aia, știi? Nu e, uite că nici nu e niciun fel vreo implicație că ar trebui să fie așa. Okay. Uite, de ce nu vine ANAF în drumul taberei, nu știu, decimatul să aplice în piață? Pentru că există punctul ăla. Nici el nu trece așa peste orice. Există un angajament. Adică dacă face asta... Adică în, în spatele, în spatele punctelor Schelling e această înțelegere comună acceptată de mulți. Da, ideea este că zice o, cum se numește capitolul, o înțelegere pozitivă a drepturilor. Mm. Și aici în cazul ăsta pozitivă înseamnă o analiză științifică, da, nu normativă. Cum sunt generat, cum, da, cum sunt alocate și de ce noi ne respectăm chestiile? Unde ideea e că un drept ajungi la, la niște fundamente din astea. Ce e un drept? Este ce ne-am înțeles între noi în acest punct de echilibru? Astea sunt toate drepturile? Sau? Pozitiv, da, în abordare. Pozitiv e regula jocului. Regula pe care am căzut de acord prin niște interacțiuni. Da, poate, poate interacțiunile au fost agresive. Și atunci vreau să zic, cum mai schimbi punctele astea de echilibru? Pentru că ele tind să stea în echilibru. Nu, le, mulți echilibru. Le mulți schimb, echilibru. Da, le schimb mutând, mutând înțelegerea. Nu, tocmai că nu prin forță. Mutând înțelegerea oamenilor despre ceea ce se consideră forță îndreptățit să apere. Deci tu ți-ai apăra în mod normal proprietatea mai puțin de agenții statului. Ok. Deci trebuie să te convingem că ceea ce face legitim în ochii tăi să nu te aperi de agenții statului e greșit. Ok, adică e un exemplu ăsta. Sau chiar și față de ai ei. Ai o problemă de conceptualizare. Chiar și față de ei, mergi pe legislație insistentă, iei niște avocați care știu mai bine legile, deci chiar și cu ei te bați, știi. Este că a fost și la noi în România, dar au fost cazuri în care ăștia încercau să facă o lege, da? De populație, societatea civilă. Considera că, dom'le, e prea mult sau s-a întâmplat ceva. Prin manifestații, prin diverse chestii, au făcut un fel de pushback. Restricțiile, Revoluția Română, orice. Da, ok. Și asta nu e neapărat nevoie de violență. Ok, la Revoluția Română s-a iscat așa con... La violență mi se pare în contextul că și aici spune, dom'le, suntem civilizați, vecinul ăsta victimă nu a prea la chiar la, dar tot un fel de agresiune era prin folosirea avocaților. Și nu e estimată violența. Și avocația când apare. Da, când vin... Violența e tot timpul un fundal. Da. Și statul, uite, ANAF-ul dacă estimează, nu știu, devine România libertariană și estimează folosirea violenței, deci o să vezi că punctul Schelling. Deci ideea aici care este? Statul astăzi îți aruncă gunoi în, în curte. Și cum ziceau, era cearta asta. Trebuie să nu mai acceptăm mizeria asta. Nu mai țin minte exact discuția, dar ziceau niște stângiști, statul nu-ți face nu știu ce, ci că ce ți-a statul gunoi, se ridică gunoiul. Era o replică la niște conservatori. Da, accept că statul nu știu ce, îți ia gunoi. Da, la documentarele istorice, cum oamenii din culegătorii vânătorii au ajuns să facă civilizație, știi? Primele orașe, stat din Umeru, știi? Așa. Statul a fost simbolul, adică așa își dădeau seama că a apărut civilizația, știi? A, după... În documentarele astea istorice. Când a existat prima registratură. În primele documente cu număr de ordine. Primul rege atunci era. Păi când a apărut comunismul?
Ce? Mai multe ce? Ce apare în documentar? Cred că multă foamete. Bun. Yes. Hai să trecem la următorul. Da, da, eșecul pieței. Eșecul pieței... Săriți voi. Da. Păi în primul rând vreau să... Ce înseamnă eșecul? Un eșec al pieței. Și el se leagă de treaba asta. Multă lume are o definiție în funcție de ce a citit sau de ce i s-a spus, știi? Da. Deci, nu, zi ce definiție folosește el aici pentru... Nu, adică... Nu, el se leagă de teoria relativității, dacă tu urmezi... E bine de ținut, ținut cont de proprietatea termenilor și de faptul, cum îți place ție să spui, că limbajul înseamnă o chestie, dar dacă te-a pus să-l folosești strâmb, nu se mai înțelege om cu persoană. Pe parcursul acestor capitol s-ar putea să aveți exemple de așa... Neînțelegeri? Neînțelegeri, da. Teoria relativității. E simplu, nu? Totul e relativ. Chiar dacă în teoria relativității spune că viteza luminii este absolută, nu se modifică niciodată. Aia e indiferent dacă te miști cu jumătate din viteza luminii, viteza luminii tot 300.000 km pe secundă aia. Rămâne. Ce înțelegem? Că dacă ajungi la viteza luminii, ești lumină. Altfel, nu poți să mergi cu viteza luminii. Pam, pam. După moarte devii lumină. Da. Și dă câteva exemple de... Ca să înțelegem ce înseamnă eșec al pieței, dă câteva exemple. De exemplu pe care l-ai pomenit și tu data trecută, cu intersecția, în care oamenii... Ei nu știu că l-am pomenit după ce am închis emisiunea. Exemplu cu intersecția. Sigur? Da, a fost în mașină. Nu, cred că am zis și în... Reluăm oricum că și Friedman îl spune aici. Atunci când vrei să traversezi o intersecție cu mașina. Că oamenii se descurcă. Da. Să vedem imediat de ce se descurcă. Să bagă unii în față și blochează intersecția, nu? Da. Și cu vieța. Simplu. Scurt. Pur și simplu, pentru tine, zic că să ajungi acasă mai repede, are sens să forțezi nota și să stai la coada de mașini care câteva se află secunde. Pe partea cealaltă. Mm-hmm. Câteva secunde. Stai câteva secunde la coada aia în loc să mai stai la încă un stop. Da. Pe să când zicem, această mișcare a ta determină un blocaj astfel încât majoritatea celor care circulă în acea intersecție cu mașina o să ajungă mult mai târziu fiecare acasă. Da, tu scam, nu? Te duci. Da, tu, la, din cauza că zice că ai fost primul care da. A făcut măgăria. Așa. Reușești, să zicem. Dar nu scapă și mai mulți? 5-6? Primii, da. Hai să facem definiția. Deci, aici e numită eroare de piață, o chestie... Sau eșec de piață. Eșec de piață. Un lucru despre care... lumea crede că se poate rezolva prin interacțiunile dintre oameni libere, a, e o piață acolo, și totuși fiecare își ia hotărârea cea mai bună pentru el, ăla care intră în intersecție, și dacă fiecare face chestia asta, acolo apare un blocaj, nu se rezolvă cum ne așteptam, cum ne dorim, și atunci iată acest eșec al pieței. Nici ăștia nu stau, nu? Nici merg și ei. Nimeni nu merge. Deci unii vin așa, unii așa. Da. Odată ce intersecția s-a blocat. Da. Și nu mai merge nimeni. Până când se eliberează ceva. Okay. Mă rog. Și asta e, mai are exemple. Da. Nu, deci nu e piața, asta era obiecția ta, nu? Obiecția de ce nu e piață? Mea, că se încalcă regula, nu? Nu, obiecția mea e că nu e piață. Într-o piață ai comunicare între actanți. Semaforul nu e comunicare între actanți. Actanții sunt șoferii.
Semaforul nu are nicio... Da, da, e comunicare. Șoferii nu controlează semaforul. Am zis... Cum, nu? Am zis dar trecută. Semaforul deci, controlează șoferii. Exact. Deci păi asta, da, e asta, asta înseamnă regulile barului. Regulile barului. Eu asta credeam că vrea să spun Alexandru. Nu, că ceva de genul, dacă trebuie să respecte regula, știi? Nu, să zicem că ai adică ăla un... nu se întinde dacă a apărut semaforul. Nu, cred că el a dat exemplu dat trecută cu intersecția zicem... din India, poți unde ea n-au semafoare. Să zicem că și se înțeleg, stai așa, cu mâna, deci cu mâna între ei. Da. Deci, vezi că mai sunt vreo 3-4 în spate. Și oamenii, dacă ai un loc cu pietoni, nu o să stea ca în autobuz, vai, ne-am blocat. Mm. Da, o să zică, stai un pic, pardon, scuzați, cineva dă din coate, whatever. Reușesc și trec așa unii prin alții. Și la sept, se analizez, nu? Sau ce? Oamenii, teoretic, și inclusiv ăia de la... Poți să spui problema așa, că oamenii și ăia... Ba nu, și oamenii din, poți să blocheze, din, dacă e înfundat în față. Asta e ideea, că nu. Oamenii, în general, nu se deplasează printr-un tunel din ăsta, că atunci când se deplasează printr-un tunel din ăsta, ai de-a face cu situații cum a fost anul trecut în Coreea de Halloween. Oh God, yes. Când s-au blocat toți ca zeci într-o alee și s-au strivit unii pe alții. S-au strivit! Da, da, nu s-au călcat stampin. În picioare. Aia, nu! Așa? S-au strivit, da. Exact. Deci, presiunea corpurilor în sine a fost de așa natură încât unii n-au mai putut să respire. N-au avut loc să facă asta. Și au murit sufocat. Eu aș merge chiar mai de mult. Vă spun o anecdotă din comunism. Era la coada la carne. Au fost oameni care au murit? Nici măcar. În Dețul Gorj. Problema de la, ți-am zis, ca să faci chestia asta, trebuie să te pui într-un sistem în care tu ești îngrădit și dintr-o parte și din alta. Dacă coada aia la carne într-adevăr trecea printr-un gang, da, atunci înțeleg. Nu, era o singură ușă, lumea se adunase, da? Așa. Și ăia din spate împingea pe aia din lângă ușă. Așa. A, ia. Și lângă ușă. Și lângă ușă, da, a strivit. Unul i-a făcut deci ușa, a murit. Black Friday. Se mai întâmplă. Se la mai Black întâmplă, Friday, da. Când sunt tigăi și asta e market. Mm-hmm. Se mai întâmplă și pe acolo. Oricum, obiecția mea era că asta și spune nu Black e o Friday, piață. Nu? Obiecția mea este că asta nu e o piață. O piață este un loc unde să fac schimburi. Există o comunicare între actanți acolo. Aici avem exemple de lucruri care... sunt făcute cu forța. În cazul ăsta al majorității de oameni care pun presiune... Ideea e că atunci când pun presiune, ți-e foarte ușor tu să spui că aia nu mai e piață, exact. Pentru că e agresiune. Bașca, da. De ce? Că vine să tine? Dacă eu te împing până te omor, nu ți se pare că e agresiune? Semafor, nu? Chiar fără semafor. Dacă vine... Da. E și așa cum să înțeleg când semnalizează? Semnalizează și lasă. Eu zic că... Păi, dacă te lasă, poate dacă au loc. Semnalizează în același timp. Dacă au loc, asta e ideea. Dacă au loc să descurce situația, au loc să descurce situația. E videoclipul ăla cu intersecția aia fantastică din Vietnam sau nu știu de pe unde, unde era plin de bicicli și scuterii și tuctu și nu știu și pleacă toți în același timp și se duc de zici că e o furnicăraie acolo, nu înțelegi nimic. Cumva nu se întâmplă, nu se ciocnește nimeni cu nimeni. Și trec. Da. Plus că... Deci că se poate comunica treaba asta și prin, cum a spus Friedman într-un capitol anterior, prin prețuri pentru accesul pe ăsta. Deci, în primul rând, nu se prea ajunge în situații de tipul ăsta. Da? Într-o situație de drumuri private. Da, că acolo e interesul proprietarului să nu-ți moară nimeni în curte. Sau pe proprietatea ta. Că se fluidizează treaba. Fluidizează prin prețuri. Dom'le, văd pe aici, sunt un milion de mașini. Ia să pun... Da, dar te poți gândi la o situație excepțională, nu știu, da. Bine, nu știu, vedete. Vreau să zic că chiar aici nu e, pentru că spune în capitol, că asta ar fi concluzia capitolului, sar repede la aia. În stat, market failure este regula, pe când într-o piață liberă va fi excepția. Deci problema pe care o avem noi cu market failure-ul, felul în care îl definește el,
este ăsta, că de fapt dacă stai să analizezi aproape toate situațiile, o să descoperi că acolo nu mai e o piață liberă. În sensul că ne gândim la situația cu, cum îi spune, cu oamenii care s-au strivit, sau care se strivesc unii pe alții. Acolo ai o agresiune. Nu mai poți să mai spui că suntem în condițiile unei piețe libere. Ai, da, aici Friedman duce ideea de piață la tot felul de chestii. El spune nu că o piață este o piață în care toată lumea are aceeași putere de decizie sau ceva de genul ăsta. Sunt liberi să ia decizii, sunt actanțe, e piață și în politic, e piață și în peste tot. Unele sunt în politică. Uite, dacă eu îți dau... Te angajezi la o agenție sau te angajezi profesor, e voluntar. Asta e și ideea public choice, să vezi partea voluntară din politică. Înțelegeri, da, contracte. Da, am înțeles că e un principiu de public choice și da, lumea, într-adevăr, ia, cum să spun, acționează după niște principii atunci când se ghidează în viață, dar nu poți să spui la orice piață, pentru că piața e altceva. Asta e toată ideea. Noi când vorbim de piață, vorbim de piață liberă și piața liberă e cu totul altceva. E o piață în care voluntare. Nu sunt... Ale sunt care... voluntare. Ce sunt voluntare? Contractele cu statul. Sunt voluntare, știi? Aha. Deci eu nu te iau să te oblig ea sau vreau să te numești șef de agenție la Ancom, știi? Nu te iau de pe stradă. Nu, e un schimb voluntar. Păi e, dar... Marketa... Deci, tu alergi în campanie pentru mine și... Piața aici este că... Nu e asta piața? Totalitatea schimburilor voluntar? Una din părți nu e un agent voluntar stat. Da, dar aia e piața, știi? Deci când Dragnea angajează o nepoată sau nu știu, aia e o chestie voluntară, știi? Dar aia nu e eroare. E voluntar. Iarăși, tu poți... Ba, e o eroare, că poate faci 3 ani. Costel, tu poți voluntar să cumperi bunuri furate, da? Dar asta nu înseamnă că ai făcut un transfer corect de proprietate, legitim de proprietate. Da, da. Prin urmare, tranzacția respectivă, teoretic, îți încalcă dreptul. Da, dar principiile la care se referă, deci market failure și toate astea, jocul ăsta de piață liberă, între cei actanții ăștia până la partea furată, ce spune Vali, îți invalidează voluntarismul. Că dacă alea nu sunt legitime, nu mai e. Asta e ideea comerțului cu bunuri furate. Deci dacă nu acceptăm că sunt valide schimburile, alea nu mai sunt schimburi libere. Da, da. Principiile tot se aplică de tipul, dom'le, da, Dragnea sau Ciucă vorbește cu ANAF-ul, dom'le, iam taxe de la români și dă mie banii. ANAF-ul zice da. Schimbul până între guvernul României și ANAF, da, e voluntar. Nu e piața, asta era ideea. Pe da, păi asta de am la zis ANAF și eu. Mai departe. Asta am zis și eu, dar nu mai este piață, într-adevăr. Acolo ce zice Vali, uite-te pe tot întregul. Pentru că nici schimburile alea între ele, chiar dacă nu sunt agresive, să zicem, da, nu sunt valide. E ca și cum ai vinde bunuri furate. Strig libertarea, Ana, trebuie să nu fie un schimb valid. Practic, statul când zici că ți-a dat drumuri, îți dă drumuri furate. Da. Păi da. Zice Friedman undeva, da. Licitație, ce stă alege? Licitație cu bunuri furate. Da, exact. Sau nu. Nu, cred că ești Friedman. Nu aici. În multe alte situații, ca să... îi facem o mică paranteză. În multe alte situații, lumea folosește sintagma de eroare a pieței când nu iese ce le place lor. Adică noi credem că civilizat este X. Educație, noi ne așteptăm ca piața liberă pe care o apărați voi libertarienii să producă acel X. Să mă ducă nu, pe lună. Da, să mă ducă pe produce... lună, să crească educația, să... Să fie un urbanism de... Estetic. Nu faci mie, cum se numesc alea la turci, bazar și nu, să fie frumos, să fie... Ai risit chestii, da. Dacă nu iese chestia aia, păi uitați, n-a ieșit, deci eroarea pieței. Noi v-am lăsat cică liber. Asta e foarte riscant, pentru că tu despre orice pe lumea asta poți spune că e insuficient. Zicem că ne atacă ruși. Da. Îi respingem. Îi respingem în două ore, îi băgăm în masă, știi? Îi respingem. Și vine un ăsta, nu e... Trebuie să nici n-aibă curează vă atace. Da. Așa era ideea, știi? Deci la orice. E judecată de valoare, știi? Asta a fost, exact, ăsta a fost argumentul meu.
ce? În problema cu apărarea națională. Exact, ăsta a fost argumentul meu. Emisiuni. A, că a zis că dacă te atacă, înseamnă că n-a funcționat apărarea. Da. Asta vreau să că de altfel, dacă stai să te gândești și la ăsta cu Schelling, e folosit aceeași principiu. Dacă ălea încep să testeze limitele, înseamnă că n-au funcționat, n-ai fost clar sau ei nu le acceptă. Dar oricând poți, și dacă nu te atacă, tot poți inventa, știi? Da. Poate nu ne atacă pentru că nu suntem irelevanți ca testat, poate sunt sigur că ne bat, știi? Deci... Bă, hai să... Deci, poți merge... Hai să reluăm definiția lui, pentru că definiția lui Friedman despre market failure spune așa. Este o situație în care raționalitatea individului nu duce la raționalitatea grupului. Dacă fiecare individ ia decizia potrivită pentru el însuși, grupul, per total, ajunge să ia o decizie nepotrivită. Și în cazul extrem, datorită acestui cumul de decizii, fiecare din grup ajunge să fie într-o situație mai proastă decât dacă ar fi luat o altă decizie. Deci pentru Friedman, zice Friedman că grupul ia o decizie proastă. Grupul în sensul că totalitatea indivizilor sau predominanța indivizilor. Uite, înșelătoare. Deci puțin, dar cred că se referă la faptul că e ușor de înțeles ce vrea să spun. De la un optim. În loc să fie ajuns acasă, stai în intersecție. Yes. Se referă la faptul că un număr destul de mare de oameni, de la un punct critic încolo, dacă un număr de oameni iau această decizie, toți din grup, indiferent ce decizie iau, ajung să sufere mai mult decât dacă nu s-ar lua această decizie la nivel individual, decizia părând optimă din punct de vedere strict individual. Deci observăm că Friedman aici nu vorbește despre o piață care greșește, ci despre o strategie de a acționa în piață care duce la un rezultat nesatisfăcător. Adică, atunci poate să schimbe strategia. Adică asta nu spune... obiecția cea mai evidentă. Dar de ce să nu ia în calcul și... Asta e ideea că viziunea, domne, a greșit piața sau a avut eșec, este un eșec de piață, este extraordinar de simplist atunci când privești din punctul ăsta de vedere, pentru că piața n-a avut niciun eșec. Tu ai urmat o strategie în care nu ți-ai introdus toți factorii de decizie. La o primă vedere poate părea decizia corectă, da? Dar poate fi un eșec. Poate nu. Nu, eu zic că uite, de poate exemplu, fi un eșec. De exemplu, hai că avem un exemplu și mai ușor de văzut. Că le place asta și tuturor auriștilor care își pierd vremea pe aici prin emisiune. Ai o situație de penurie. Da? De apă, să zicem, da. Sau de medicamente, să ceva. Zicem, sau ceva. Da? Și tu ești un agent economic care oferă aceste, să zicem, medicamente. Da? Ești o farmacie. Hai să zonăm pe medicamente, că se atinge și mai multă lume la sensibilități. Da? La apă mai puțin. la apă mai sape o fântână, mai dai, dar o aspirină nu te-a pus să o faci în, da. Nu te-a pus să o faci în cămară. Ok. Și deși teoretic ai putea mânca penicilină. Da. Bun. Yeah. E o penurie de aspirină, să zicem tu ai farmacie, ai stocuri de aspirină. Da? Legea cererii și ofertei îți spune du prețul sus, maximizează-ți profitul. Tu ai rămas singurul cu aspirina. Da? Ești un speculant, da? Ești un norocit. Bun, ok. Acum, problema se pune în felul următor. Cât timp vrei tu să rămâi în piață? Cât timp vrei să existi? Pentru că tu poți să-ți maximizezi profitul, da? Și să îi jupoi pe oamenii ăștia de aspirină. Dar dacă cumva la un moment în viitor
mai deschide și alt farmacie în sat și criza de aspirină s-a rezolvat, nu poți să te aștepți că o să ai mulți clienți. În continuare, da. În continuare. Că ți-ai stricat reputația. Basically. De ce ai făcut? N-ai fost simpatic cu clienții. Adică atunci când profiți, adică trebuie în sensul rău al cuvântului profiți, da, da, de oamenii aflați la ananghe, nu îți creezi multă mult credit de bunăvoință pe care viitor. Ăștia care se duc la Catrina și nu știu ce, sunt chestii one shot, știi? Adică îți umpli mașina cu baxuri. Nu, dar tu, am zis, să ai farmacie acolo în sat de multă vreme și nu, numai tu ai aspirină. Da? E nevoie de aspirină. Trebuie să-ți faci un calcul. Nu, dar uite, crești prețurile. Uite, Lidl crește prețurile. O să crești prețurile, dar nu le crești. Nesimțit. Nu le crești, exact. Nu le crești la maxim. Nu îți maximizezi profitul. Ei, intuitiv, a zice, decizia, da? Să nu-i jupoi pe oamenii aia. Da, le dai ceva mai scump, dar poate, nu știu, vezi unii care sunt sunt nevoiași și îi lași să plătească în rate sau îi lași să plătească pe caiet sau, da. Adică că altfel? Nu, dar e competiție. Nu mai vine. Altfel ți-ai cheltuit viitorul. Chiar dacă ai fi Hagi Tudose, să-ți genești obțezat, ești, nu știu. Competiția, știi, dacă tu crești, ia atragi pe alții, știi, să vină. Bașca, da. Ei, și după aia când vin alții... Oricum, scade în... Nu, dar ideea este că numai tu ai aspirina asta, e penurie. Alții nu mai pot să vină. Da, dar chiar... Păi da, dacă e asta e forever, da, să zicem că... Nu, uite, să zicem că nu e destul la aspirină și sunt mai mulți jucători pe piață, da? Și toți ridică prețurile așa în sus, da? Ok, ce o să se întâmple într-o... O să găsească un înlocuitor pentru aspirină. Da. Yes. Și ați pierdut toți. S-au vin alții. Noi. Yes. Ăla care făcea textilă s-a apucat de aspirină. Da. Sau mă rog, ceva cât de conect, știi? Da. Ceva să te legi la cap. Hai, ce mai era? Dilema prizonierului, aia cu armata, deci exemple. Da. Chiar n-avem situații în care să spui, nu frate, aia e piață. Uite, aia. La aia cu armata poți spune că aia a fost piață. Știi? Nu e piață. Dacă ea nu pun banii, nu la exemplu din capitol, la aia cu armata în care nu ne înțelegeam, spunem bani. Poate fi piață și într-adevăr poți spune, da, e un eșec al pieței. De ce e un eșec? Că n-a rezolvat problema. Cu barajul, nu? De fapt. Sau da. Și barajul. Da, da, și barajul și apărarea aceea. Obiecția mea e că ele sunt puțin probabile, știi, astea cu barajul și cu armata, știi. Deci nu, sunt foarte puțin probabile. De ce ea să nu stai cu mâinile în buzunare? Nu sunt puțin probabile. Aici ai vorba de un bias. Ele par puțin probabile din cauza faptului că se întâmplă atât de rar. Dar se întâmplă atât de rar tocmai pentru că nu ajung la momentul la care se întâmple. Din cauza faptului că probabilitatea e puternic împotriva lor. Adică bunurile care au externalități pozitive, spune el mai încolo, sunt subproduse în societate. Pe piața liberă sau actualmente? Oricând. Și cu statul și fără stat, zici tu. Fără stat sunt și mai puțin produse. Da, și asta e o judecată de valoare. Revenim la aia. Deci ei pun banii, resping agresorul și tu zici nu. Nu, n-a fost de ajuns. E prea... Da. Nu, eu mă bazez pe natura umană. Ei pun banii, știi? Păi eu asta... Ai 5 oameni, există banii și nu pun. Cum să nu-i pun? Eu zic că cel mai probabil, deci o să ai un caz, nu știu, unul la 1 milion, știi? Ea să fie atât de boi încât să nu cotizeze. Cred că tendința generală, dacă aia e singura... 5 țărani români, posesori de moșie de până la 10 hectare, nu poate să pună mână de la mână să construiască un baraj. Argumentul vecinătății e că au bani. Ți-am mai zis să faci distinția asta între argumentul vecinătății unde există bani și problema e doar de coordonare și situația diferită în care n-au bani. Dacă n-au bani, n-au bani. Tu vii cu o chestie astronomică, ei au costuri astronomice, de exemplu ne batem cu extraterestri și tu zici, păi, da, normal, nici cu stat, nici cu... Ea n-au bani. Da, argumentul de vecinătate e când există bani, știi? Și coerciția îți face diferența. Că doar coordonează. Da, îi obligă pe aia, știi? Și întrebarea e în situația în care ea cinci au bani, țărani, de baraj, s-ar coordona? Și pe depinde un calcul economic... Depinde de costurile de coordonare. Păi și tu ce crezi? Că 5 oameni preferă să piardă toți? 5 oameni poate că nu, dar tocmai asta e problema. Tocmai asta era problema acolo.
Că dacă în 5 oameni se face treabă, în 10 se face, în 20, în 100 se face, în 1000 se mai face, tind să cred că nu. Nu ai nevoie de 1000, ai nevoie de 5 firme, știi, trebuie care stă apără. Inclusiv costurile tranzacționale sunt costuri. Ți-am mai spus, firmele nu fac altceva decât să transfere costurile asupra clienților lor. Este mici, da, e o formă de coordonare. Da, da, eu presupui că în felul ăsta și asumă, ok, reduci costurile de coordonare, dar clienții aia și asumă. Complet nerealist, deci ăștia am mai avut discuția asta, știi? Și confuzi exemplele, știi? Deci de la chestia asta cu banii pentru vecinătate unde există și problema e doar să-i colectăm, ăsta e că vine Rusia Sovietică. Okay, da, sunt două situații diferite. Păi, da, eu am înțeles că sunt două situații diferite. Eu vorbesc de cealaltă. Cât de realistă ți se pare situația asta în care, nu știu, mai trebuie să strângem 10 euro? Ți-am mai zis, în 5 oameni strângem 10 euro. Nu am nicio problemă cu chestia asta. Asta am concedat-o. Da, dar nu asta era problema în cazul barajului, în cazul, e vorba de proiecte mari cu mulți oameni implicați. Bine, dar eu vreau să vă zic altceva. Care să pară, ca să pară că schimb scenariul. Că asta, spune și... Asta dacă spune, sunt costuri mari, da, nu rezolvă problema. Asta spune exact, și Friedman, că e un prag, cel mai probabil e un prag, de la care dacă oamenii iau decizia care li se pare lor corectă în paradigma locală, unică, așa, fără să ia în calcul restul factorilor, dacă iau decizia corectă, e un prag de la care se năruie tot. Da, adică inclusiv dacă ai luat cealaltă decizie, nu mai contează. Te-au întârziat oricum acasă. Ok, da. Dar ideea, o să o repet, e că de obicei contează ce țintă se pune. Adică și în aia cu apărarea națională, și aia cu barajul, și cu ajunsul acasă în intersecție. Doamne, noi vrem neapărat cu tare lucru. Și adaug niște factori ca să schimb scenariul. Contează. Și care e obiecția lui Vali? Ce faci când n-ai bani, știi? Ce faci dacă te extrag, vine extraterestre și tu ai arcuri? Ce faci? Răspunsul e nimic. Da, păi exact. Ce faci dacă ai un sat care trebuie să facă un baraj de 500 de miliarde de euro? Nimic. Ăsta e răspunsul. Da, răspunsul este că... Nimic. Exact, și nu rezolvă. Discuția e întotdeauna una comparativă în care e piață versus stat, în care piața nu-ți rezolva problema și în care statul îți rezolva problema. Păi nici dacă aia sunt praf, nu-ți mai rezolvă statul problema. Oricum nu mă interesează, oricum statul nu rezolvă problema. Nu, asta e discuția, despre asta e discuția. O analiză comparativă, piață versus stat. Piața nu rezolva, era un eșec al pieței, nu ne înțelegeam, nu strângeam bani, eram egoiști, nu știu ce, și statul o rezolva prin coerciții. Ori tu când vii și zici, nu știu, cu de-asta, că barajul costă nu știu cât, păi nu ține de discuție, că nu e asta discuția. Ține de discuție, că sunt anumite discuție situații una de analiză în care piața nu se rezolvă problema. Nici statul nu se rezolvă problema, dar piața nu se rezolvă problema. Da, dar nu legate de discuția asta. Analiza e una comparativă de tip piață-stat. Păi da, dar piața ar fi la nivel mic. Da, unul nu e muritor, putem descoperi 5.000 de imposibilități, știi? Dar nu e asta discuția. Ideea nu, e că statul de fapt fură de la mulți. E ca și cum iar ți-a zice, uite, controlul prețurilor duce la penurie și tu zici, da, omul e nemuritor. E nemuritor, știu asta. Nu. E muritor, pardon. Deci, în intersecția, dacă apare un polițist. Să încurce trafic. Și le spune lor, chiar dacă au verde. El e ca o conștiință. Da, așa. Să zicem eu. Mă rog. Uh-huh. După ce a strâns taxe și s-a plătit salariul lor și îi cordă, bă, stați acolo și realizează optimul respectiv, știi? Pe care zicem că Friedman îl presupune că s-ar întâmpla și ar optimiza rezultatele grupului de mașini. Deci, uite, exact. Deci într-o intersecție din asta în care se tot blochează din niște motive, soluția de stat este s-ar putea să vă dăm amenzi că ați blocat intersecția, că scrie în regulament să nu blochezi intersecția. Totuși, statul nu se rezolvă chestia asta. Într-o piață liberă, ce s-ar întâmpla? Ar apărea un agent din ăsta de coordonare, ori cu niște semafoare cu senzori, ori un om care dă din mâini și s-ar rezolvă problema. Nu e ce zicea Vali, e o vedere, trebui, o singură... Asta încerc să spun. Pentru asta ar trebui ca el să-și derive o valoare pură din
simpla lui existență. Da? Deci el, agentul respectiv de coordonare pe piața liberă, ar trebui să poată să câștige din faptul că îl coordonează. Ca el să câștige din faptul că îl coordonează, toți din piață trebuie să recunoască sau măcar o parte semnificativă din piață trebuie să recunoască valoarea adusă de un asemenea agent de coordonare. Uh-huh. Dacă piața recunoaște valoarea adusă de un asemenea agent de coordonare, atunci ei recunosc că e mai valoros pentru toți să se coordoneze reciproc. Problema apare atunci când ei nu recunosc că e mai valoros să se coordoneze reciproc. Ei nu recunosc și dacă sunt doar 10% din piață care recunosc chestia asta, da? Și să presupunem prin absurd că plătesc un agent de coordonare, 90% nu o să-l recunoască și rezultatul e același. Să zicem că nu-l recunosc. Mă rog, da. Să zicem că de ce nu-l recunosc? Da, poți să treci pe astea. El stă pe acolo în mijloc. Păi nu, dar... Eu nu vreau să ajung acasă. Exact. Dacă îl pune proprietarul drumului... Da, și atunci ajungi că cine aici e problema. Dacă îl pune proprietarul drumului, deci dacă ne întoarcem înapoi într-o situație în care avem un proprietar unic pe moșie și nu trebuie să se coordoneze 700.000 de oameni, da? Păi se rezolvă iarăși. Din nou, pe numere mici se rezolvă problema de coordonare. Da, da. Nu cred. Ba da, ar accepta. Ba cum? E proprietarul. Pentru că și la baraj mi se pare că a dat Friedman exemplul ăsta. Vine unul antreprenor, vede situația și cumpără pe toți pe acolo și devine proprietar pe râul, lacul, ce trebuie făcut. Exact, da, face barajul și ține înapoi. Tot piața, atunci unde mai ieșe cu pieței? Sau de ce îl numește eșec al pieței? Că într-adevăr ai niște situații aiurea, știi? De ce ai numit aia piață? De ce ai numit piața aia cu rezolvări? Deci eșecul la baraj ar fi așa. Ăia de jos care ar fi inundați nu vor să plătească că nu simt iminența a pericolului. Și atunci presiunea văzută, percepută astăzi asupra pieței doar asupra localnicilor. Păcând. Și localnicii să zicem că n-au bani, ca să echivalând cu discuția cu bani. Aia localnicii n-au bani, nu fac, nu știu ce. Și vezi, Doamne, piața durează până inundă pe aia, e o formă de faliment. Groaznic, nu știu ce, la fel și ca apărarea, mică paranteză, la fel și cu apărarea statului. Păi sunt unii, dar sunt împiți și nu pun bani. Nu e nimic. Pe piață, ce acceptăm pe piață? Unele firme o să cadă. Hai să rămâne. Mă rog, stai ca să termin. Și ideea este că... Mă rog, în capul meu sunt în aceeași oală. Ideea este că ce zice lumea? Eu vreau o soluție astăzi, din nou, ținta pusă deja, eu vreau o soluție astăzi, statul ce face? Ia bani de un alt, din cu totul alte părți unde nu sunt afectați oamenii aia de apa respectivă și totuși vine cu niște sume nesfârșite. Observația mea aici este că nu e evident că aia e singura soluție. Deci dacă iei așa bani furați de la o societate întreagă și arunci o tovă acolo și n-are niciun calcul de... întreprindere, antreprenorial, da, extraordinar, uitați și Ceaușescu a făcut baraje. Ok, dar cu ce costuri? Da, nimeni în emisiunea asta nu susține că statul poate să facă o treabă mai bună decât piața liberă. Între noi nu, dar eu mă certam cu niște oameni de paie Friedman, care mă atacau pe mine. Și nu, în anumite contexte poate. Și Friedman zicea, ai contexte, că am avut discuția aia cu armata. În anumite contexte nu vor ia și într-adevăr statul prin coerciție poate, știi? Păi nu, că atunci nu face o treabă mai bună decât piața liberă, pentru că nu vor ăia, asta e ce vrea piața liberă. Viteza luminii. Ba nu, rezolv problema tehnologică, respinge atacul rușilor. E din Cluj, plătesc pentru metroul din București. Da, exact. Las că acum o să aibă și ei metro. Mă rog, dar nu-s de acord. Craiova. Eu nu-s de acord să plătesc pentru metroul lor. Când avem o problemă de congestionare a traficului din București, tu, craioveanul, le pune banul aici. Da. La bugetul consolidat. Deci un răspuns care ar fi că nu e piața alea, unele nu sunt piață din exemplele lui, ăla cu aglomerația nu e, că intră la în tine și aia nu e piață să intre în tine. Da, da. Alta care ar mai fi, că nu incorporează ceva, adică nu incorporează
Și alte strategii viața care ar fi voluntare. Despre strategie, da. Care ar fi voluntare. Nu, ideea e că strategiile alea salvatoare care împacă cele două tipuri de raționalitate se găsește în piață, știi? Uh-huh. Cui polițistul sau ce mai făceai. De ce ai zice eșec al pieței? Când soluția e în piață. A trebuit să fie o chestie structurală, orice ai face să nu... Să nu Bine, doar prin stat, problema e asta, e paradoxul ăsta că pentru economiști multă vreme a apărut că piața a apărut în felul următor. Oamenii care își urmăresc maximizarea profitului vor duce la succesul societății. Da? Și răspunsul a fost, mă rog, a luat și un app pentru aplicații, da? Filmul cu Russell Crowe, Beautiful Mind, da? Care a arătat că, uite, există situații, asta cu dusul înapoi acasă, blocatul intersecției, e una dintre ele, există situații în care indivizii, recte agenții economici, dacă acționează strict pentru maximizarea profitului, da? Deci pe o strategie rațional individuală, care ia în calcul doar acțiunile lor, pot duce, aplicând această strategie consecvent la fiecare agent economic care face parte dintr-un grup, pot duce la o situație de așa natură încât pentru absolut toți membrii grupului rezultatele să fie mai proaste decât dacă n-ar fi aplicat strategia respectivă. Pe și acest exemplu din acest film. Problemă. Ce? Scuze că da și exemplu din film, știu eu ăla. Da, ok, dacă n-ați văzut Beautiful Mind, film cu Russell Crowe, bun de văzut, măcar partea asta e explicată foarte bine. O spune așa, 5 tipi și 5 tipe la un bar, da? Tipii vor să se dea la ele și să le curteze, să zicem. Nash, matematicianul în cauză, își dă seama de că există acolo un conflict de interese și că situația se poate rezolva mai favorabil. Deci, între ei, teoretic există o ierarhie de valori acceptată, care e mai șmecher decât care, nu contează. Mai atrăgător. Privind la mai șmecher, nu că... nu... Femeile nu sunt atât de superficiale precum sunt bărbații, da? Observând în, adică se uită la portofel și la alte treburi, observând aceste tipe la bar, pot să le ierarhizeze și ei din punctul de vedere al felului în care arată. Da? Și strategia de maximizare a profiturilor spune că fiecare din cei 5 tipi ar trebui să se dea la tipa care e cea mai arătoasă dintre ele. Da? Însă ei 5 nu pot să iasă toți 5 cu aceeași femeie. Mă rog. E una din asumțiile. Let there be this one. Hai să lăsăm să treacă așa cum a căzut, da? Bun. Și concurând pentru acea femeie în fața celorlalte 4, își distrug toate șansele de a putea să se mulțumească cu locul 2, pentru că niciuna dintre femeile alea nu o să vrea să fie pe locul 2. Și astfel asta Nash... e o formă de commitment strategy. Și astfel Nash spune că fiecare dintre ei ar trebui să se înțeleagă să abordeze o altă tipă și între noi fie vorba aia cea mai arătoasă ar trebui să fie abordată ultima. Da? Ei să abordeze altă tipă astfel încât fiind pe unul la unul, niciuna dintre ele să nu fie refuzată, să nu pară că este pe locul 2 în preferințele nimănui. Da? Și în felul ăsta maximizează rezultatele pentru fiecare, pentru că urmărând prima strategie, numai unul ar putea să plece acasă cu o tipă și asta dacă aia îl acceptă. Și aia e posibil să nu să nu-l accepte, dar e posibil să fie eșec total. Pentru că, de ce? Pentru că dacă cele 5 tipe sunt împreună, cele 4 fiind supărate, o trag și pe asta afară din bar.
Deci e posibil să rămână fără. Da, hai fata acasă că ne-am plictisit. Și dacă ea își blesteamă viețile, da, ăia patru. E foarte posibil ca și asta să se întâmple. Păi nu mai e un echilibru. Dar dacă e un dezechilibru. Dacă e o societate modernă și ei așteaptă ca ele să facă primul pas. Pe când dacă fiecare dintre ei... Pe când dacă fiecare dintre ei își asumă că... Compromisul. Își asumă acest compromis, că urmăresc ceva mai puțin decât maximul ce pot obține, fiecare dintre ei va ieși mai bine, inclusiv, mai ales cei care ar fi ieșit pierzători în primul caz. În primul caz. Asta este ceea ce Nash numește o strategie updatată, rațională, de maximizare a profitului în condițiile în care, deci el spune, maximizezi profitul la nivel individual în contextul în care întregul grup maximizează profitul. Da, crește utilitatea individului, merge cu aia grupului. Și ca să legăm asta și înapoi și de o chestie pe care o spune Friedman, cum calculezi agregat, dacă asta ne duce un pic spre următorul capitol, cum calculezi agregat dacă o decizie este benefică pentru un grup sau nu. Și am spune că e în felul următor. Pentru fiecare decizie, tu ai da o anumită sumă de bani ca să se facă, sau ai da o anumită sumă de bani ca să nu se facă inversul. Deci să zicem se planteze copaci sau să nu? Nu, să se planteze copaci, nu, inversul nu e să se planteze copaci. Inversul este, trebuie să fie ceva negativ. Se taie. Se taie, da. Ok. Cred că mergea și să nu. De ce nu? Să plantăm 100 sau să tăiem 100? Nu. Să dai bani ca să se planteze 100 sau să dai bani să previi tăierea 100 de copaci? Exact. Mm-hmm. Nu e nu merge cu neutru. Trebuie să fie un cost pentru tine. Trebuie să reprezinte un cost. Dacă se face invers, trebuie să reprezinte. Dacă nu se face, există varianta de neutru și nu te interesează, dar e pe zero. Teoretic ar putea să fie și asta, dacă vrei neapărat să te gândești depinde în felul ăsta, depinde ce vrei să păstreze. Dar dacă tu ai... Ăla e opusul. Unii vor să se schimbe, nu că am mai vorbit noi cu legile. Unii vor să pună o lege și cât ești dispus să plătești ca să păstrezi să nu apară schimbarea aia. Deci, într-un fel, acel lucru. Contează ce vrei tu versus ce vor alții. Da. Și acum, în felul ăsta, tu, legea asta îți generează niște, sau situația curentă îți generează niște costuri, trecerea ei îți generează niște beneficii, că s-a schimbat. Nu? Tu, practic, ai vrea să dai mai mult pentru trecerea ei. Față de situația curentă, mă gândesc. Dacă ai beneficii, da. Că din punctul ăla ai beneficii constante. Da? Adică și reducerea de costuri poate fi privită ca un beneficiu. Mă rog, dar ideea este așa că iei și aduni pentru fiecare decizie de la toți membrii grupului, interoghezi membrii grupului pentru fiecare decizie, care sunt beneficiile pe care le primești versus care sunt costurile, da? Însumesc chestia asta și dacă dă în total, dacă dă la nivelul grupului pe beneficii, ok, punem pe plus. Trebuie să se facă, să se miște în această direcție sistemul, să se ia decizia respectivă. Bun, chestia asta duce la discuția pe care am avut-o cu câteva capitole în urmă, că banii nu valorează la fel pentru toată lumea. Da, de acord. Poți să-i aproximezi prin utilitate. Acest balanț poate fi făcut prin utili, de exemplu. La nivel pur teoretic. Nu-și propune nimeni să-l facă practic, pentru că nu poți, oricum nu poți, la un nivel de societate, să interoghezi toată societatea. De, trebuie să-i lași liber.
A, și ce exemplu ăla cu hoții care fură banii din bancă și în cazul în care banii nu mai sunt la fel de valoroși odată ce ai mai mulți bani, se transformă în chestii de util și calculul se devine un pic mai complicat. Dar calculul principal rămâne același. Da. Utilii sunt tot împărțiți la fel. La fel, la fel. Da. 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 Deci neapărat banii. Dar tot ce pe baza acestor probleme de market fail, de eșec al pieței, asta este argumentul pe care etatiștii îl folosesc pentru a interveni. Deci, foarte des... E cel mai important. Asta e, da. Hai să acționăm, să intervenim, pentru că de ce să-i lăsăm pe ăștia să bată, să nu atingem acel optim. Dacă intervenim noi, lucrurile o să fie optime și eficiente. Oricum, noi discutăm în situațiile astea în care ar exista un preț, cine, ce ar plăti, ar fi cât de cât o variantă. Dar am vorbit mai de mult noi cu reclamele la jocuri de noroc sau ceva. Și șmecheria este că astăzi statul ia bani și de la unii și de la alții. Nu sunt costurile nu sunt concurente. Nu negociază între ei, ci dau bani. Da, și aia pro și aia contra dau bani tot acolo. La reclame n-a pierdut, nu fost mai că a pierdut. Cine a pierdut? Statul. Nu. Păi de ce aia nu plăteau? Păi statul nu e statul, era vorba de unul corupt care lua bani și odată punea așa, după aia schimba și el tot lua bani și de la pro și de la contra. Costel zice că statul ia bani din cine joacă la păcănele, dacă le scade publicitatea. Nu, eu mă gândeam și la publicitate. Eu mă gândeam strict la publicitate. Dar de economică care e taxată. Deci, aia când fac la Tigi își fac reclamă casa pariurilor, știi? Da, e o tranzacție, nu? E o tranzacție care trebuie să dea ceva la asta. Da, da. Deci păi da, dar așa cum am spus, probabil că toate costurile respective de bani care se pierd din colectarea la buget nu îi afectează prea mult pe politicieni, pentru că oricum politicienii în sine nu, nu au de tras după Gorghiu poate să câștige, lor, da, poate să câștige, indirect, voturi. Da, poate să voturi, câștige. Da. Că e bine văzut asta. Adică asta înseamnă că și ăștia sunt o minoritate, nu? Care joacă. Păi bineînțeles că sunt. Bine, dar câte de astea sunt? Hai zice că nu e. Nu, nu. Bineînțeles că sunt. Chiar dacă ți se pare o minoritate semnificativă, rămâne totuși o minoritate. Deci ca să revenim iar la subiectul ăsta, că putem să-l tocăm zi. Da. Uite, alcoolicii. Au taxa aceea pe băutură. Într-o majoritate, pe părerea mea. Alcoolicii? Sunt mai puțin decât aia cu... Cei care beau, nu chiar de alcoolici, în sensul de... Cei care beau alcool, da? Bei o bere, bei o... Cei care beau alcool. Da, 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 ai zis alcoolici. E posibil să fie o majoritate, da. Alcoolicii? Te referai la Rusia, probabil. Într-adevăr, acolo e... Și totuși, taxa respectivă pe... Timpul acela de alcool este o funcțiune la ora acolo. Păi e ce zicea Vale, câștigă din... El câștigă nu pe persoană. Ba da, și pe persoană, pe partid, pe elita partidului. Știi? Deci dacă asta se duce în populație, se duce. Fă un sondaj pe interzicerea. Să așa că timpul ăsta de pe ce sunt bani la buget, nu sunt... Da, și acolo erau bani la buget. La reclamă aia dispare reclama și atunci mai sunt mai puțin bani la buget. Era cazul invers. Da, dar câștigă altceva. Pierd bani la buget, dar câștigă altceva. Câștigă ce a spus Costel. Câștigă reputație, capital politic, bani, reputație. Care sunt convertibile în bani. Care sunt convertibile în bani, da. De ce bani mai încolo. Da, bani mai încolo și pentru ei, alcool nu pentru buget. Și din taxarea alcoolului și din imagine. De statul e descentralizat. Ai niște găști acolo. Eu mă gândeam că poate e și o formă de șantaj, știi? Intră mai tare peste voi dacă nu sunteți cu minți. Sau dacă și dacă ăștia încep să doneze și contribuiți la campanie. Da, e șantaj, e șantaj. Da, da.
Adică fac asta. Pentru că au forța. Exact. Să facă. Ok, ca să repetăm toată ideea asta cu market failure-ul din nou până la capăt, să fim siguri că s-a înțeles. Problema pe care a spus-o și Alex mai devreme e că lumea zice, păi a dat eșec piața, trebuie să vină statul să-i controleze. Poate, poate să vină statul să-i controleze, dar nu e deloc singura soluție. Adică, cum să spun... Depinde, depinde la ce te, la ce te gândești din, din piață, că iarăși am mai vorbit noi cu altă, cu altă ocazie, ce e piața liberă. Am spus, este singura metodă de a agrega corect voințele oamenilor, atâta vreme cât în piață respectiv. Ok, acest lucru, dat fiindcă este definitoriu, nu poate să dea eșec. Asta e definiție, e, exact. Cum să spun, e tautologie, identitate, e unul la unul. Da? Piața definită așa nu poate să dea eșec. Da? Nici măcar, scuze, că să, te, să termin ideea, nici măcar în cazul ăsta în care toată lumea ajunge mai târziu acasă. Pentru că dacă sunt liberi, da? Așa s-au agregat dorințele lor. Ei ar putea să ajungă mai devreme acasă, dar trebuie să-și dorească. Nu ca ei să ajungă mai devreme acasă, ci ca toată lumea să ajungă mai devreme acasă. Și atunci se nimeresc pe strategia corectă, dar atâta vreme cât își doresc doar ca ei să ajungă mai devreme acasă, mai dude, acțiunile au consecințe. Și asta nu e... Și așa se agregează. De fapt, asta nu e o eroare a pieței. Așa se agregă. Nu e, nu e eroarea pieței. Da. Definită așa, ca da. Metodă de agregare atâta vreme cât e liber. Da, dar zici că lui pare rău totuși. Știi? Când păi și eu viața când... liberă nu e fără regrete. Da, da, dar aici, fără întristări. Pentru etatiști astea sunt eterne. Cumpărăm covric și după aia, bă, de fapt nu mi-era foame. Și, și ca sunt erori. Sunt erori. Ele sunt o pretențios așa. Dar sunt niște erori. Ca să, ca să susțin, erori. Că eu de aia ziceam erori. Sunt erori de strategie, nu de piață. Da, 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 asta da, e tot. Niște erori. Uite, de exemplu, dacă îți pui o țintă, un bărbat și o femeie cu tare, trebuie să ajungă împreună. Ei trebuie să ajungă să fie un cuplu. Dacă nu ajung, vai, uite... Există o eroare acolo. Nu, nu e nicio eroare. Poate lor le e mult mai bine așa. Ei au hotărât. De-aia zic că singura eroare poate să fie că nu păstrezi piața să fie liberă. Și în cazurile astea tocmai am, pentru am extent, descris. Pentru extent, da, pe da. Dar eu în vedere că pierzi și tu ăla pițosul. A, tu te gândești acum la Nash, da. Nu, la ideea de externalitate, da. Ideea că pierdem noi. Uite, n-am pomenit da, de da, dilema da. Prizonierului. Da, de. Deci pierdem și noi, știi? Nu știu, zi-o după Alisa. Nici să trecem la următorul capitol. Ca cu mă gândeam că e prea clasic astfel. Da, da, ok. Vrei. Trecem la următorul capitol, dar mai dau un exemplu ca să fie clar pentru toată lumea. Da? Tot românul se percepe la politică și la fotbal, da? Perfect. Strategie individuală care ia în calcul doar acțiunile tale ca atacant da? Este să te duci cât mai aproape de poartă, să primești mingea acolo și să tragi la poartă ca să dai gol. Dacă tu nu iei în calcul pozițiile fundașilor adverși, o să fii în offside și strategia ta individuală nu o să funcționeze. S-a înțeles acum? Da, asta e. Nu știu dacă s-a înțeles. Păi cine a venit cu regula asta? Offside-uri? Dar ideea e că nu aia e singura regulă, știi? Zei fotbal. Chiar dacă poți concede, ok, ea nu pun bani pentru apărare, nu e singura situație posibilă. Eu zic că e cea mai puțin probabilă. Deci eu aș fac un calcul cu o să-l venim. Dar nu e aia piața, știi? Nu e doar aia. Nu, no, da, plus că și la Shelling Points, uite că tocmai am demonstrat și noi. Pretenția este că oamenii ăia sunt toți la fel de raționali, la fel de odihniți, la fel de hrăniți și totul e într-un optim din ăsta, ce o să aleagă? Păi, singurul lucru cu tare. Nu, oamenii au tot felul de momente, nevoi, diferențe, preferințe. Da? Și o să aleagă altceva. Nu înseamnă că au greșit. Ei au ales. Ne-a picat o fisă. Știi că, deci când am făcut exemplu mai devreme la Shelling Points,
Eu și cu Alex am ales același lucru. Gabi și Costel au ales același lucru. Mm. Dar eu și cu Alex suntem născuți, crescuți în București. Mm. Nu cred că are ceva. Ba, eu aș zice că da. Pui tu Schelling era băiasat? Vrei ce a spus? A, universitate sau ce? Da. Și eu tot timpul în universitate, doar că aici m-am gândit. Dar că aici te-ai gândit mai mult, nu? Te-ai gândit, vezi? Deci dacă, cum a zis el, dacă o luai intuitiv, o puneai și cu tot aia. Dar da, uite, vezi, contează bagajul care îți informează ținta. Ia să vină asta să ne zică, bă, băieți, acolo la ora aia. Da. Să ne zică nu, dar și e o dreptate, eroarea e plauzibilă, adică nici poziția lor nu trebuie, nu știu, banalizat. Eroarea e plauzibilă, din dilema prizonierului, din nu știu ce, că poți să-i faci e pe aia. E foarte plauzibilă, da. de acord, dar iarăși, e o eroare de strategie, nu o eroare de piață și nu totul este relativ. De exemplu, viteza luminii. Anarhie și lege eficientă. Anarhie, mă gândeam la modul în care statul sau un actor extern vede acel optim, știi, cum am zis adineau, știi? Păi pot conceda asta. Uite, la aia cu armata poți conceda, că îi obligă pe ucrainenți să lupte și da, e o situație mai bună, poate câștigă războiul, știi? Plus că, uite, noi ideea este că sunt oameni în cadrul în cadrul ucrainienilor care sunt pacifici, de exemplu. Pentru ei câștigarea războiului este mai rar decât dacă ar fi stat acasă. Argumentul utilitarist. Pacifiști ar fi 2-3. Știi? Da. Majoritatea vrea să se-i bată pe ruși. Că și eu foloseam asta al subiectivității, dar nu mai folosesc, că mi se pare că e inclusiv în articol de pe Mises cu apărare. Așa e. Unii pot fi hedoniști. Dom'le, eu vreau să mă bat, să vină ruși și nu mă interesează. Știi? Da. Unii pot fi pacifiști, dar ideea e ca să convingi oamenii. Știi? Ce vrea majoritatea? Majoritatea vrea să-i respingi pe ruși. Care e soluția de respingere? Așa e, dată îți oferă o soluție. Soluția mea e, nu știu, multinaționale, nu știu, libertariene. Da, nu că asta e soluția care, adică o, care îmi convine și pe mie. Pe partea subiectivității unde doi hedoniști și doi pacifici, că nu e, cum zicea Mises, nu scriu pentru aia doi așceți care stau în peșteră. Ce vor majoritatea oamenilor? Vor să-i respingă pe ruși. Deci de asta nu-mi place soluția datistă, în sensul că, domne, ok, e chestia aia cu mare un copil să salvăm, da? Distrug petrecerea a doi tineri hedoniști ca să câștig războiul cu Rusia. Mie mi se pare o faptă foarte rea. Da, libertaria nu e drept. Dar e și greu digerabil libertarianism. Vezi tu, trebuie interzise reclamele, de ce rezultate obții. Am mai zis-o de multe ori. Oamenii trăiesc acum și cu valoarea asta în care, păi, trebuie să fim uniți, trebuie să facem toți. Deci dacă mulți și-ar vedea de treaba aia, o majoritate care vor să se lupte, să respingă, și doi sunt hedoniști și vor să petreacă, păi îi lași în pace să petreacă, tu îți vezi de luptat acolo și aia, păi beneficiază și aia. Ok, oftică-te și nu mai lupta, ia să vedem. Chiar așa facem? Poți să câștigi tu războiul și după aia te duci la ea și îi cerți. Bine, și soluția ta e seducătoare în sensul că, uite, ăla vă ține închiși, în libertarism nu există obligația asta. Da. Îți dai patria pentru comunitatea aia. Eu vreau să fug. Nu-ți convine așa? Nu, vreau să fiu executat militar și... Ah, ok. Okay, da. Asta nu poți să-ți oferi, știi, că nu e... N-avem. Ar fi crimă, încalcă principiul non-agresiunii, știi? Pe statele actuale, da, îți livrează asta. Da. Inclusiv 100.000 de morți, știi? Livrează asta. Ok, anarhia și legea eficientă. Friedman aici prima oară începe cu stabilirea modului în care sistemul judiciar și aplicarea legilor ar fi în societate. Și spune așa că agențiile de protecție și de implementare a legilor ar avea ca clienți oamenii obișnuiți, iar ca furnizorii ar avea și ar include în pachetul lor de servicii către clienți, ar avea niște agenții de arbitraj care ar stabili unde cine are dreptate, cine... Și ar genera și legea la un moment dat. Da, da. Și
Ce se întâmplă atunci când am avea două agenții de protecție în București, una în militar și una în Berceni, care ar avea la pachet drepturile de proprietate intelectuală, cineva din militari face o melodie, da? Cel din Berceni o cumpără respectând drepturile de proprietate intelectuală, dar unii prin drumul taberei nu au la în agenția lor chestia asta cu drepturile de proprietate intelectuală și ce se întâmplă, cum agențiile de protecție reușesc să se înțeleagă între ele pentru a rezolva un conflict de tipul ăsta. Să zicem că cel de militar care a făcut melodia se plânge către agenția lui de protecție, nu du-te peste ea că ea îmi cumpără și nu plătesc dreptul de a asculta melodia. Cele două agenții de protecție, cea din drumul taberei, unde astea nu respectă, trebuie să se înțeleagă cu agenția din militari. Neavând cineva deasupra tuturor care să impună chestia asta. Da, legea asta a drepturilor de proprietate intelectuală a reieșit din cererile clienților din militar și din Berceni. Dar în drumul taberei se pare că nu... E ca în Rusia. Da. Și acum avem chestia asta, da? Piața, pe piața internațională, da? Când drepturile de proprietate intelectuală nu sunt respectate în sunt statele. În țările, diverse țări. În țările comuniste. În țările comuniste cu nivel, cu măcar la nivel declarativ. Okay. În sensul ăsta. E ok, știu, China nu e comunism, dar principiul din spatele căruia nu respectă drept de proprietate intelectuală este același principiu pentru care nici nu exista drept de proprietate intelectuală în România comunistă. Toate erau ale statului. A, da? Da. Credeam că se baza pe chestii de muncă. Dumnezeu. Nu. Ce muncă ai depus dacă doar copiezi? Ești artistul poporului. Ești asta o cale de a rezolva. Ești la copiatorul poporului. Uite că asta e în avantajul etatismului. Da. Când rezolvă conflictul. Eu mă răpam în doi tine. Da. Și Friedman are în vedere alte scenarii. Ori sunt niște costuri. Poate există costul ăsta de a verifica că într-adevăr cineva din drumul taberei ascultă melodia respectivă. Dar cum poți să intri în... Și un cost destul de mare, inclusiv în zilele noastre, da? De a... Au trecut așa în industriile de entertainment la diverse alte metode de monetizare pentru a scăpa de problema asta. Pentru că sunt niște costuri foarte mari să vezi cine ascultă prin vasului melodia... O casă, nu poți face acasă, o casă mare. O casă mare de discuri? Că de recordul sau... Nu prea poate. Nu, că nu poți să intri în casă să faci... Prins pe net. Ăla care ascultă. Pe net, pe hub. A pus pe un stick USB și o ascultă și... Da. Mă rog, ai deci, costuri, da. Ai costurile astea și trebuie să le iei în calcul. Agenția de protecție din drumul tare poate să spună, dom'le, noi ta ne costă, verificăm pe toți. Mai bine vă dăm vouă. Uite, atâta am putea să vă dăm, să ne înțelegem la bani. Și ne lăsăm în pace. Agenția de protecție s-ar duce la client, da? La client și le-ar zice, dom'le, cam atâta. Ești mulțumit cu banii ăștia? Eu că nu. Nu. Vreau... Commitment strategy? Dublu. Da. Dublu. Vreau dublu sau nu știu. Și aici e posibil în această interacțiune între agențiile de protecție chiar might makes right la un moment dat. Se poate ajunge la... Adică în negociere poți să ajungi la... Situația în care e un calcul, domne, dar ce-ar fi să impun totuși un cost mai mare celor din drumul taberei, să-i dau lui a dublu sau cât o cerere, pentru că e posibil ca ăștia din militari și din Berceni să se unească împotriva mea și să... și mai în cazul în care chiar există un conflict și o agenție de arbitraj de dreptate lui ea, să vină peste mine, știi?
și eu nu pot să îi apăr. Sau da, dar uite, tu aici, ok, exact, asta e una deci dintre... Este o putere de negociere din partea celor două agenții de protecție să își impună un punct de vedere. Da, da, asta e una dintre strategii și tinde să fie, de fapt, abstractizată în... Da, în Might Makes Might, dar în cazul ăsta e Might pentru că alea sunt două agenții, știi? Dacă situația ar fi în invers pusă, da, și agenția dintr-un taberi ar fi cea care vrea să enforceze drepturile de proprietate intelectuală asupra celorlalte două, o să descoperim că se va petrece, puterea, forța ei de negociere va fi mai mică și se va petrece situația care s-a petrecut în industria muzicală, de care ai dat tu exemplu, în care casele de discuri au ales decât să buchisească fiecare fișier de pe internet și să se lupte cu pirateria, așa, au zis, ia mai bine ne vindem noi drepturile altora care oferă un serviciu de streaming, a apărut acum, da? Pe, de muzică pe internet și ei poate să ăștia plătesc la streaming mult mai puțin decât ar fi plătit dacă ar fi să cumpere toată biblioteca muzicală, deși pare că e mult mai puțin, dar se adună, asta e partea a doua, dar na, serviciile de streaming ți-au vândut ideea că e mai puțin, ideea a prins la foarte mult, la o masă critică de oameni și serviciul a pornit. Da. Da? Și în felul ăsta, ăia care înainte ar fi piratat ca să asculte nu știu ce, dau o sumă de bani care li se pare nesemnificativă unui serviciu de streaming, care la rândul lui dă bani către Record Company. Care Record Company face astăzi mai mulți bani decât ar fi făcut pe modelul vechi și nici nu se mai, nici nu-și mai asumă costurile cu lupta împotriva pirateriei. De ce nu merg direct cântăreții la streaming pe oculească pe ăștia? Unii merg. Dau contracte mai mici, că e vorba de disproporționalitate de negociere, știi? Aia sunt cunoscuți, mai... Dacă sunt cântăreții mici, ăia sunt ăștia foarte mari, același lucru se întâmplă și pe și în celălalt loc unde lovesc drepturile de proprietate, publicarea de cărți. Da. Exemplu e... Amazonul e brutal, e absolut brutal cu autorii mici, da, mai ales la primele publicații. Le dă puțin bani. Adică le dă câțiva cenți la fiecare carte vândută. Nu, și, exemplu, și asta dacă au noroc să facă cota peste care încep să le dea câțiva cenți. Asemănarea între muzică și platforma de autorul independent care își face el streaming versus platforma de streaming e exact ca și cum tu scrii pe blog și lumea de obicei se duce în numere mari pe platforme de social media. Și vrei să fii și pe platforma. Da, trebuie să plătești Amazon atunci. Că te civilizează, nu? Da, exact. Te cu forța, da. Te învață. O, dar oricum, ideea e că nu s-a rezolvat problema de piraterie, da? Există lumea care are muzică piratată sau filme piratate, da, da, sau... Tot chiar dacă există aceste sisteme de streaming. Preferințele oamenilor. Da. Dar este un sistem pus la punct care este profitabil pentru companiile care produc conținut. Mai profitabil astfel încât să nu-i mai urmărească pe ăștia. Păi nu poți pirata alea de streaming? Mai poți, cred că poți. De pe Netflix direct sau nu prea. E foarte bine controlat. Deci ăștia cum fac? Tehnic vorbind e greu. Site-urile de filme. Păi nu știu că există site-uri care au luat de pe Netflix. Site-urile alea. Treaba lor. Să numim câteva. Site-ul 1, site-ul 2. Ce fac? Nu știu. Investesc niște costuri, niște băieți deștepți și fac bani din publicitate după aia. Ești înainte pur și simplu. Nu pare luat din cinematograf, pare, arată bine. Da, am înțeles, dar nu toate fișierele vin de pe Netflix. Nu toate. Tu zici că e puțin să fie conectați la... Nu toate encodările vin de pe Netflix, nu toate... Adică mai sunt și alte locuri de unde poate să se scurgă, care sunt mai puțin... în proximitatea... Da. Să fie angajații.
Maybe. Warner Bros. Și... da, poate fi. Omul din interior. Deci da. Care era relevanța la asta a legii? Că tot negociază, asta e ideea, nu? Negocierea între ei și așa... Ideea e că ei da. Poate să ajungă la o, la o situație de negociere în care partea minoritară să fie despăgubită pentru deranj. Pare genul ăsta. La asta am ajuns. În cazul de față, în exemplele de față, partea minoritară o reprezentau creatorii de conținut. Casele cu toți banii lor, casele de producție de filme sau casele de discuri, cu toți banii lor acumulați, toți sunt în disproporție financiară față de toți oamenii din lume care ar putea să acceseze serviciile lor și să îi pirateze în felul ăsta. Deci s-a rezolvat în felul în care îl descrie Friedman. Ăștia au găsit un intermediar care, atenție, este o firmă privată capabilă să și facă bani buni, nu Netflix și Spotify, just to name a few, nu stau la ușa cortului să dea faliment, da? Au reușit să facă bani buni monetizând un serviciu care să minimizeze impactele pirateriei pentru casele respective. Da, discutăm dacă era... au profitul cu adevărat. Da, Apple Music mi se părea că era... Mă rog, cert este că evaluarea de piață, deci investitori există. Da. Și evaluarea de piață e mare, astea sunt banii buni, pentru că altfel nu știu eu cu adevărat ce profituri. Dar Netflix e și producător, nu? Da. Au ajuns Netflix și producător. A ajuns și producător, da. Da, mă rog. Pe mine... Pentru că se poate ajunge la conflict, vreau să văd de partea cui este, să zicem, puterea în negocierea dintre două agenții de protecție și dacă se poate ajunge, adică vreau să fac referire la ce am discutat noi mai de mult legat de, să zicem, pedeapsa capitală la agenții de protecție sau consumul de droguri, chestii de genul ăsta. Deci, noi spuseserăm atunci că cât de mult ai vrea tu să plătești pentru ca în zona ta să nu existe oameni care să consume droguri și pentru că asta îi dă putere unei agenții să se lupte pentru drepturi de proprietate, da. Drepturi de proprietate intelectuală sau de altceva. Pe aia la alta, asta era calculul, nu? Cum? Omituia pe aia la alta, îi da bani. Mai tac. Da, bine, era asta ideea. Da. Și zicem că sunt într-adevăr în anumite zone oameni care pur și simplu nu cred în drepturile proprietate intelectuală. Mm-hmm. Sau nu vor să le respecte, pur și simplu. Dacă libertarian vorbim și respectăm dreptul de principiul non-agresiunii, ar exista aceste drepturi de proprietate intelectuală. Uite, poate face în chinția la Snack. Lămurim și noi, știi? Da. E o cărticică. Și atunci, indiferent oricum, în, e ca la avort sau la alte chestii contundente în lumea anarhocapitalistă, e posibil ca în anumite zone, domnule, legea să este, nu este top-down, este bottom-up, să apară de tipul, domnule, nu există dreptul de proprietate intelectuală. Da, lumea e cam antei să fie. Da. Și atunci, agențiile de protecție respectă voința clienților, da? Se găsește și agenții de arbitraj care să ia decizii în favoarea lor. Și atunci, cei care vor să țină la aceste drepturi de proprietate intelectuală trebuie să plătească pentru cât de mult ar plăti pentru a îi determina pe ea să le accepte aceste drepturi ale lor. E ca la chestia cu mă gândesc la drepturile cu pedeapsa capitală și cu consumul de droguri, știi? Asta era ideea din capitolul ăsta? Aici m-am dus eu. Nu chiar. Ideea din capitolul ăsta era că concurența dintre aceste agenții de protecție ar fi de o anumită natură
care ar face agențiile de protecție nu neapărat să urmărească interesul majorității clienților lor, ci să urmărească în puterea de negociere ceea ce le-ar aduce cele mai multe beneficii către clienții marginali. Ce înseamnă clienții marginali din punctul de vedere al unei stări de concurență? De exemplu, să zicem că avem piața de telefoane, da, și avem telefoanele astea care nu știu ce sunt. Android, Samsung, mă rog, așa, și mai sunt și telefoanele de la Apple, da? Ăștia de la Apple ar putea să facă o îmbunătățire a produsului, da? Și să presupunem că piața e oarecum împărțită. De fapt, mi se pare că și e împărțită, astea două sunt mărcile dominante, da? Și Apple ar putea să facă o îmbunătățire a produsului care să nu le aducă valoare adăugată clienților înfocați, celor care cred că celor care sunt trup și suflet dedicați firmei, nucleul dur. Ok. Nucleul dur, da? Și în loc de asta să țintească prin modificarea respectivă fie creșterea clienților marginali în favoarea lor și în defavoarea Samsungului, fie în solidificarea bazei, transformarea unor clienți marginali prin acest beneficiu în nucleu dur. Solidificarea bazei respective. Și să nu trebuie să presu prea mult pe să nu treacă la ceilalți. Exact. Clienții marginali sunt cei care se plimbă de colo-colo. Deci care era imperfecțiunea de care ce-a primit? Când zicea că poți obține rezultat, dar nu e optim, nu e ce vrei tu total. Sau asta era? Păi sunt niște externalități. Tu practic generezi niște externalități. Dacă clienții tăi din nucleul dur nu-ți valorizează acele schimbări în sens pozitiv, ci chiar poți să le valorizezi în sens negativ pentru că tu crești prețul produsului fără să le fie adus vreo valoare, da? Tu îți crești baza de clienți generând externalități negative clienților tăi fideli. A, poate pierzi, da. Dacă astea se adună prea mult, o să zică lumea că e market failure. Da. Ah, deci asta era ideea, nu? La schimbări de asta poți să pierzi, poți să pariezi. Plus că, vezi tu, aici tu spui de o piață în care există doi producători dominanți. Doi sau puțin. Însă pe agențiile de protecție, prima spunea mai de mult că, domne, o să apară sute, mii de agenții de protecție, deci o să fie mult mai disipată și se ajunge la un produs comun, în general, prin apariția numeroși întreprinzători în domeniul ăsta. Și doar atunci când apar 2-3, că puțini, pe o piață, atunci produsele au diferențe. Poate să aibă, da. Dar una dintre revizuirile pe care acest capitol care a fost scris mai târziu le aduce la viziunea inițială pe care a povestit-o Gabi acum, este că nu ia în calcul, sau în acel capitol inițial nu a luat în calcul partea de drepturi, partea că, domne, dacă nu se înțeleg, dacă nu se înțeleg și nu se înțeleg și nu se înțeleg, trebuie să se ia la bătaie. Și faptul că trebuie să se ia la bătaie e codificat în relațiile din piață. Adică cumva ca ei să fie credibili, ei care trebuie să se ia la bătaie. Dar asta cred că e în partea următoare. Da, pe am ajuns în... Asta cred că e fix în capitolul următor. Da. Am mai menționat și chestii din capitol, din ultimul capitol pe care îl discutăm astăzi. Ceea ce ținea numărul foarte mare de agenții de protecție, ceea ce ținea numărul, era argumentul economiilor de scară. Faptul că
există un avantaj economic către consolidare până la un anumit punct. De la un anumit punct încolo, orice consolidare îți aduce costuri în plus mai mari decât valoarea adusă de centralizarea organizațională. Și dacă sunt prea mici, noi încercăm să răspundem la obiecții diferite când cineva spune, păi și dacă sunt scumpe pentru săraci? Păi nu, că e ideală de scală și lasă ieftin. Dar dacă se înțeleg, păi nu, că sunt multe, sunt mici, sunt... Dar dacă vine Rusia peste, dacă sunt mici, nu mai posam. Păi nu, că sunt sunt mari, știi? Nu, dar sunt și mici și mari. Dacă vine Rusia peste, se unesc. Strict Friedman. Da, dacă sunt 10.000, știi? Se unesc greu, e adevărat. Ai costuri până vin rușii. Mai câștigă și rușii. Deci ideea e să găsești cumva să răspunzi. Bine, piața liberă poți să spui, înseamnă și multinaționale, înseamnă și de-asta de cartier, știi? Adică răspunzi și la aia cu... Cam așa o să fie. Da, de cum e piața azi? Da. Cum e piața azi? Ce ai, doar Lidl ai și de asta de cartier. Plus că am mai zis chestia asta, un lucru ca ăsta, o liberalizare, nu s-ar întâmpla într-un vacuum, n-ar trebui să învețe să trăiască oamenii din nou. Ar ști și ei că la niște niveluri trebuie să fim coordonați deja. N-așteptăm să ne atace cineva și ne coordonăm acum deodată. Ideea este că atunci când ai, să zicem, un fel de Lidl în agențiile de protecție, da? Care oferă un produs de bază ieftin la mai mulți, ce se întâmplă atunci când există un magazin care vinde vreau să fac ceva similar, să zicem, o ciocolată cumpă, o băcănie din asta care vinde într-un cartier exclusivist, dar similar în agenție de protecție, o agenție de protecție pentru top 1% oameni bogați. Și ziceam că cele două categorii de clienți au judecăți de valoare diferită în anumite cazuri. E de asta capitala, să vă. Dacă tu omori unul din clienții mei, zicem o agenție de protecție, 5 mai de pușcărie, pe când dincolo pedepsă capitală. Mai degrabă există... la aia mică vei avea, nu? Pedepsă capitală, nu? Sau la care? La care se nu știu. Nu mă gândesc că aia cu bani se reconvine. Teoretic, pozițiile, dacă stăm să ne gândim în piață, pozițiile extreme sunt în general încercate de antreprenori. Iar companiile care sunt mari și stabilite și au acaparat piața au poziții călei, medii. Da. Deci e mai probabil ca o poziție extremă, acum presupunem că pedeapsa capitală pentru crimă e o poziție extremă, dar dacă vrem chiar să fie extremă, tăiatul mâinii la furt. Ok. Asta sigur poate să vină din partea unei agenții mici. Da. Bine, și pedeapsă capitală pe cultura. Vezi, e extrem. Da. Și Friedman aici încearcă să zică, domnule, cum este eficient economic între cum să-și organizeze negocierea cele două agenții de protecție astfel încât să existe totuși un optim. Și să ducem piață fiecare după aia la client, da? Proprii clienți și află uite domnule, ăsta e un preț, acceptăm, nu acceptăm, ajungem la bătaie în caz că au puține arme, dar cu bombe nucleare, eu știu, pe că noi avem multe și puști. Sau chestii de genul ăsta, știi? Printr-o negociere cu proprii clienți și între cele două agenții de protecție ajunge la acest optim. Da, da. Și o observație în plus aici este că agențiile astea n-ar mai fi așa teritoriale cum sunt țările acum. Nu ar mai fi una, două conflicte violente. Pentru că conflictele astea ar trebui să fie între niște vecini de multe ori.
Și ai un vecin care e asigurat la agenția A și altul la două străzi mai încolo care e la B și au avut un conflict, nu o să fie războaie așa, una, două. Crezi că nu se vor duce teritorial? Agențiile cred că ar ajunge să pornească sau să susțină niște conflicte decât ca strategie de piață în cazul ăsta, de angajament. Crezi că să ai la orizont pedeapsa capitală și la piață? Dacă lumea asta își dorește, dacă majoritatea lumii e dispusă să dea bani, gândește că ai într-un bloc oameni care au același pachet de asigurare, totuși unii au luat agenția A cu pedeapsa capitală, unii au luat agenția B cu mai puțin. Poate, da, nu știu. Nu o să vină agențiile la ușa oamenilor să se bată, o să fie niște negocieri. Nu, mă gândeam la asta, că oamenii tind să se... Mm-hmm. Deși... să se adune, maybe, în timp. Dacă este... Da, e posibil să meargă chestia asta pe striță, știi? Dacă este să luăm... Și de-aia ar fi mult mai pace în pestriță. Dacă este să luăm în calcul și ce am discutat până acum de la începutul episodului, motivul pentru care lucrurile ajung la pace, da, lucrurile ajung la comerț, la negociere, este că opusul e indezirabil. Opusul fiind forța. Da? Adică, de aceea, și... nu, dragoste nu se pune, nu ne iubim așa. Nu, din astea două, care mai era? Capitolul. Metode de a face pe cineva să face... Conflict violent și mai era una, zice el, uite că am uitat. Nu mă refer la alea trei. Love, nu știu ce. Un capitol. Un capitol la ce? Nu. La ce? Nu. Riscul cel mare sunt conflict violent și mai era una. Mă rog. Riscul cel mare era în felul următor, că dacă există o parte din populație deservită de o agenție de aceeași credință cu ei, care nu e dispusă să renunțe la credința pe care o au, poate degenera în război civil. Commitment strategy. Și Friedman aici îmi place că zice că ar fi util să reformulăm contractul social, care oricum nu există, că nu l-a semnat nimeni, dar așa ca idee, să reformulăm dintr-un contract voluntar într-un tratat de pace. E ceva de care ne ținem ca să nu ne certăm prea tare. Să nu ne certăm prea tare, da. Armistice. Pentru că atunci când cade, avem război. Mă rog, și că ideea e că fiecare din grupurile din populație poate să aibă credințe conflictuale unul cu celălalt. Da, unii cred că e bine să ai sclavi, alții cred că nu e bine să ai sclavi privați. Alții chiar cred că nu e bine să ai sclavi. Și așa mai departe, da? Și ideea e că lucru care îi ține la masa tratativelor, îi ține la masa negocierilor, este că niciunul dintre grupurile astea nu își strânge destulă forță astfel încât să considere că impunerea părerilor lor asupra celorlalte grupuri prin forță să merite costul. Nu legend, da, merită costurile respective, da. Da. În paralel cu beneficiile. Și da, deci într-o care de fapt la mine asta a fost principala diferență între un anarhocapitalism și libertarianism. Dacă generarea unor legi într-o societate anarhocapitalistă duce la, să zicem, lucruri care nu au de a face cu libertarianismul, am zis că în libertarianism, principiul agresiunii spune că avorturile sunt crimă și trebuie pedepsite juridic. Dacă într-o societate anarhocapitalistă avem trupul meu, fac ce vreau cu el și alte chestii progresiste, și asta este majoritatea, asta e poziția majorității. Și libertarianii cred în asta, trupul meu fac ce vreau cu el. Problema la avort e că e alt trup. Da, vreau. Asta, libertarienii asta, cred în my body, my choice. Da, asta da. Nu e o diferență. Am lăsat loc la interpretări, da.
E doar da, asta. Dacă majoritatea populației dintr-o anumită regiune ai un conflict, da. Spune agențiilor lor de protecție și agențiilor de arbitraj că asta este poziția corectă a lor, atunci asta o să fie, da. Nu, negociezi, cred că asta e ce Friedman. Adică n-ai conflict. Păi da, dar asta zice Gabi, că, a, că, tu ne că nu-l interesează. Ideea este că agențiile de protecție astea, să zicem că sunt 90% și ca număr de clienți și ca cele mai bănoase, deci au puterea, un ascendent în negocierile cu celelalte 10% care se opun poziții avortului, da? Alea ce să zică? Da, domne, când se dă un judecată și un client de-al uneia dorește despăgubiri din partea celorlalți... Aia pro-avort era cu 90%? Sau? Aia pro-avort era cu 90%, da. Deci ce zice, ce zice Gabi, acum este o disproporție exact cum ai acum între indivizi sau chiar asociații și stat. Deci pune-te și bate-te cu statul care, în situația lui Gabi, e o situație legitimă. Sunt unii care pur și simplu au mulți bani, pe când statul i-a luat banii de la toți oamenii și după aia are multă putere, pune-te și negociază cu el. Da, exact. Da, dar și cu statul mai câștigi. Nu, eu cred că, eu cred că lasă special niște câștiguri ca să pară, vai, păi suntem... E ca la alegeri. Păi uite că ai ales, știi? Da. Păi ce am ales? Uitați, a pierdut... Nu ți-ai ales stăpânul de genul. Când le convine deci, lor. Cum s-ar întâmpla? O, zicem, o creștină, o conservatoare din zona anti-avort, da? Observă că cineva a făcut un avort în zona cealaltă, sub o altă agenție de protecție și o dă judecată undeva, la propria agenție de arbitraj, da, și zice, doamne, băgați-o în pușcărie pe tipa respectivă sau să plătească amendă sau ceva a, de genul. A făcut la aia cu 10%, nu? Anti-avort. Da, păi... Deci și cum... Friedman ce zicea mai demult? Care e soluția? Că dai bani? Da, poate ea nu vor bani, poate nu. Exact, poate mă rog, soluția lui era că te costă dacă ești prea restricționist și... Da, trebuie să... De seama, ok, zice deci, agenția... De... Vreau să dau bani, nu mă interesează. Eu, my body, my choice. Vreau să dau bani. Eu cred că agenția de protecție... Nu, zic că aia nu zică deloc, că aia fiind pro-avort, zice, dom'le, du-te de aici cu pretențiile militare. Păi nu că a avortat la aia mici. A, nu. Toma, asta este... Nu, te faci un caz greu în care trebuie să te bați cu aia de acolo. Care au deci bani. Mă deranjează că aia a abortat acolo, în localitatea ei. A, deci ea anti-avort erau aia cu bani. Nu. Păi sunt cei puțini, sunt cei puțini și cei săraci, să zicem. Sunt și puțini, sunt și săraci. Sunt și puțini, am pus cazul cel mai greu, da. Ca libertarie. Păi și de ce ziceai că... A, că ar fi avut bani și i-a ajutat asta sau ce? Da, că e greu să negociezi cu ei. Și e greu deci să negociezi cu o poziție în care... Puțin, săraci... Chiar dacă tu simți că ai dreptate, ei. Da? Să te bați cu una, cu agenție de protecție care... Deci soluția lui Friedman nu era că te plătesc pe aia cu bani. Păi nu, tu ești sărac și trebuie să-i atași pe aia și n-ai câștig. Păi din cauza bani, asta era ideea. Păi ești sărac. Când avem... N-ai nici. Păi nu că tu primești bani. Nu. Tu ești ăla creștin care vrei să-i atași pe aia răi. Au bani. Deci din California a avortat în Texas mai mic. Nu, în California, că a avortat în California. Și altul din... Și tu din Texas... Vrei să... A, vrei să schimbi la Everest. Vrei să schimbi, te deranjează faptul că ăștia consumă droguri, fac avort și fac nu știu ce. Și fumează. Să plătești... Vrei să îi impui că ești tu... Și nu îi impui cu forța statului, îi impui cu bani și n-ai bani. Și ce faci? Chinion. Nimic. Mai ce să faci. Te uiți. De astea acatiste sau? Exact, te rogi. Exact. Ți se pare puțin? Problema pe care o au unii conservatori cu, și aici cred că cu sistemele de justiție ieșite dintr-un sistem anarcocapitalist este tocmai asta, că pare posibil
ca anumite lucruri să fie care sunt împotriva intuițiilor morale lor să fie neincriminate. Da. În cazul de față discutăm despre problema avortului tocmai pentru că ea a fost mistificată în sensul ăsta. Crima e interzisă. Nimeni nu o să spună, domne, crima o să lăsăm la liber. Negociem. Îl omorâm pe ăla sau nu îl omorâm pe ăla. Ok, în Islanda medievală era pus un cost, dar era un cost destul de mare, prohibitiv, astfel încât am descoperit că se omorau foarte puțini între ei. Mult mai puțini decât se omoară pe sistemul actual. Nu, da, punct și care merită spus de multe ori. Scuze. Și în cazul în care aveam starea de natura lui Hobbes, prima a demonstrat că cel care punea mâna pe par să dea în cap la celălalt, nu, deja ăla era... Ăla era humor. Ăla era humor. Da, da, e ok. Episodul am mai făcut referință la el și dat trecută, îl găsiți în colțul. Devii un pericol public și s-ar tot după aia împotriva ta. Și Friedman ce zice de 7 capitole, nu e tot asta? Că nu ești de capul tău? E, da, dar el nu face chiar argumentul ăsta. O bagă în punctul Schelling ăla. Păi, da, în echilibru. E puțin mai, da. Și în echilibru, te da. Doare cap, e puțin mai tare. Tot aia e, că nici ăla nu... Pentru că dacă poți să-l calci în picioare, îl calci. Deci nu e, dar ideea că nu poți să-l calci. Da. Nici măcar statul nu poate să-l calci. Revenind la avort și la problemele care există din jurul acestei probleme... Aici am să mă adresez strict conservatorilor, nu pentru că... Români? Nu pentru că, da, nu neapărat pentru că libertarienii nu v-ar fi aliați pe acest sistem, dar dacă vreți să-i convingeți, punctul în care trebuie să aduceți problema este să demistificați. Avortul este o crimă, cineva... moare. Faceți cazul ăsta la nivel mainstream, nu o să mai avem o problemă nici cu avortul. Ideea e că libertarianii sunt divizați pe avort. Cam nu sunt. Nu e niciun libertarian care e pro-crimă. Aia na. Pro-crimă. Pro-crimă nu. Păi asta spun. Da, nu e nu, contează pentru că contează e cei cum încadrezi. Cu absolut toți libertarianii cu care am vorbit, problema de la avort s-a pus în felul următor. Ia acolo o persoană ca să avem crimă. Dacă spuneau nu, erau pro-avort. Dacă spuneau da, erau anti-avort. Nu, dar și în România oamenii sunt divinați. Deci, eu tind chiar să cred că ăștia anti-avort e un curent minoritar. Faceți la cazul că acolo e o persoană și câștigați. Dar în America, în America e 50-50. E ca, da, e jumătate. E 50-50. Au făcut sondă și ăștia chiar au problema asta cu avortul. Iar mi și... sunt anti. Asta sunt taberele, știi? Da. Iar în România, tot așa mi se pare. Nu știu, nu zice că e. Asta e o chestie nouă. Libertarienii devenind anti-avort. Nu e o chestie... Păi s-ar putea deci, la, pare la bloc prin s-ar 2000... să fie tot pe filiară Mises. Institutul Mises. Păi da, la bloc apare... Nu, exact. Primul argument. Dar nu, n-a fost așa clar, știi? Adică au și pointul lor când zic, știi? Bine, pot spune de ce nu v-ați updatat, știi? Când vorbești de Star Wars și de-aia din 77 și au mai apărut nu știu câte. Da, da. Păi da, alea sunt proaste. Nu sunt toate proaste, știi? E. Nu ar fi. E. E. Și deci, în primul capitol când vorbea despre... Humor e în 2012, nu e în... cazul pozitiv al generării legilor. Spunea, domnule, hai să nu mai... Putem demonstra, să zicem, științific, cu metoda științifică, sau... Cu să nu mai luăm... El cu calcul economic. Da, calcul economic. Da. Dar ideea este că el, atunci, în capitolul ăla, a încercat să evite, domnule, hai să luăm morala iudeo-creștină la actuală și să o transformăm și cutumele general acceptate și să le punem ca fiind legile pe care o societate anarhocapitalistă să le urmeze.
Pe când, dacă o luăm cu cazul pozitivist, ne hai să generăm de la zero, ca și cum am fi, n-am avea nicio istorie în spate, cum am ajunge? Uite, păi e mai ieftin să n-avem crime, e mai ieftin să n-avem furturi, ne înțelegem mai bine și mai departe, știi? Bine, marele challenge, și putem spune că ăsta este și spre noi și spre el. Marele challenge e că el admite aici că inerția e un punct mare de luat în calcul. Și anume, într-un sistem din ăsta de... Deci aici el face argumentul în favoarea păstrării unui sistem relativ mic. Adică de agenții de protecție de dimensiuni mici, nu destul de mari încât să pună în pericol stabilitatea sistemului prin trecerea la un război civil sau ceva de genul acela. Și zice că dacă reușește sistemul să se așeze în lume fără ca să se declanșeze acest război civil și fără ca o agenție să ajungă foarte mare, atunci șansele ca să ajungă la un război civil sunt foarte mici. Faptul că o agenție devine un pic mai puternică nu schimbă granițele prin societate. Da, dă el exemplu că dacă se construiesc nave de război ale Marinei Militare a Statelor Unite, nu se mută granițele Statelor Unite ca dovadă a proiecției de război. Alții ar spune, păi da, dar ei oricum proiectează putere pe toată lumea. Da, dar uite că în China nu intră, în Rusia nu intră, în Coreea de Nord nu intră. Nu, sunt niște granițe hard care sunt acceptate la nivel de societal și sunt un punct către inerție. De altfel, am putea spune că războiul din Ucraina este declanșat în virtutea inerției. Adică teoretic. Din ambele părți. Adică rușii își doresc Ucraina rusofilă care a fost dată jos prin ceea ce ei percep o lovitură de stat. Ucrainienii își doresc Ucraina lor fără ruși. Da, e o inerție. Adică sunt două, sunt motivată de o inerție, numai că luată din două puncte separate de timp. Care mai era faza cu status quo ăla? Că e greu sau asta? Păi ia, exact asta e ideea. Odată status quo acceptat, devine partea, inerția în sine lucrează în favoarea lui. Și de ce spuneam că trebuie să fim și noi atenți la asta? Pentru că în clipa asta status quo e puternic etatist. A, știm asta. Adică felul în care îl schimbi este schimbând credințele oamenilor. Yeah. Nu cu arme. Nu merge cu armă, cu revoluție. Nu merge. Nu, că lumea se așteaptă după revoluție să fie ca ei. Nu se așteaptă... Dacă sunt libertarie. Păi asta nu sunt. Că dacă sunt libertarie, nu fac cu arme. Dacă ar fi, s-ar schimba din prima. Dacă... Pur și simplu. Să zic că printr-o... Non-acțiune. Se întâmplă o catastrofă ceva și dispare statul, știi, peste tot în lume, știi? Statul principal e în capul oamenilor. Da. Dacă e o catastrofă, statul nu dispare. Deci, doar aia vine... Doar prin lobotomie. Bine, unora s-ar putea să le crească IQ. Vine la agenția de protecție. Da, ajutoare sociale are un nume să treabă. Cine vede acum? Caritate privată. Când am venit cu buletinul, aici am unul. Primăria s-a desfințat acum. Caritate privată. Păi, e mai mult ca la șomaj. Păi, ți-am zis. Și cu ce ai venit? Mercedes-ul. Era capitalism, asta e, trebuie să... Dar contribuțiile unde se dau, taxele unde se plătesc acum? Cui cer voie? Da. N-aia. Asta e tot, nu? Da, 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 asta e. Pe ziua de astăzi, la clubul de lectură... Nu știu, aici n-ai tot eu, mai nu, am, nu, chiar am terminat. Le-am acoperit. Ok, acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru răbdare și atenție. Ne-am fost în Dodi. Pentru Stasă Vărache, Gabi Munteanu, Alex Chiriac. Eu am fost Valentin Berceanu. Ură în libertate, e mai bună decât toate.
Live long and prosper.